Arizona. Yeah. Dacă se ridică. Le zic să stea jos, să vă odihnă puțin. Nu, nu, nu. De ce? În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care rătătindu-ne aici toate le împlinești vistierul bunătăților și tătătorilor de viață, vino și te sărășuiește într-un noi și ne curățește până de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sfetele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Doamne iubește, Doamne iubește, Doamne iubește, preacucernice Părinte, binecuvântați. Cu noi este Dumnezeu, cu a Său har și cu a Sa iubire de oameni totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Puteți sta jos. Prezentarea e de prisos, o cunoașteți pe Părintele, de aceea și venit. Nici eu nu mă cunosc, stați liniștit. Și chiar îi spuneam pe drum Părintelui că Părintele Decan ne spusese de ce n-am mers la facultate acolo să, la, în sală și sala e de vreo 250 de locuri. Am zis că de asta. De asta n-am mers, pentru că sunteți foarte mulți și în general la Părintele veniți foarte mulți. Chiar îi fac de acum invitația Părintelui. În general nu ne-a refuzat. În fiecare post să vină pe la noi. În fiecare post dintre cele mari, Crăciun și Paște. Ce ziceți, Părinte? Să apucăm. Să ne mai rugăm. Bine, nu o să lungesc vorba, pentru că până la 10, la 10 trebuie să începem să eliberăm sala. O să punem întrebările deja. Eu vreau să vă mulțumesc frumos, pentru că mi-a spus Părintele Teofil Tia că o parte ați plecat înainte de a se termina slujba, să vă prind, țineți loc. Mulțumim că v-ați rugat pentru noi și să știți că s-a rugat pentru noi și în altul Andrei, că dânsul venea din misiune de unde a fost și mi-a zis că pe drum, aproape că s-ar fi grăbit să ajungă la catedrală, dar s-a rugat și s-a simțit, să știți. E fain așa, când e biserica întreagă, fără nicio absență. Părinte, deja mă stresez aici cu hârtia, stai să mai respirăm un pic. Scrie aici o întrebare care cred că nu mi se adresează. Ce dacă am în spate o mare parte din păcatele tinereții, mai am vreo șansă la preoție? Ideea e că la hirotonie, dacă ai în spate, o să le ai și în față. Adică totdeauna înaintea noastră stă o provocare, tot timpul în fața noastră stă o provocare. Sigur, depinde foarte mult de duhovnic și de ceea ce își dorește biserica de la dumneavoastră. Noi niciunul nu ajungem preoți că ne dorim. Biserica nu este un mol în care ne satisfacem plăcerile și dorințele. E o îngăduire a lui Dumnezeu. Doamne, iartă-mă dacă toți preoții ne-am fi fost sfinți înainte de hirotonie, la ce ne-ar mai fi sfințit episcopul? Deci există o... În rugăciune scrie acolo, pe cele neputincioase le întărește, pe cele slabe le curățește, pe cele păcătoase. Adică până la urmă suntem oameni, Doamne, iartă-mă, nu suntem roboți. Mă, grijă să n-aveți cocoașa mare când puneți felonul, că se rupe șirea spinării și deveniți niște cocoșați la Notre Dame în loc să fiți slujitorii lui Hristos. E mare lucru să poți discerne, dacă poți sau nu poți să fii, ai sau nu ai vreo șansă. Asta nu depinde nici măcar de noi. Asta e chiar voia lui Dumnezeu. Ok, preot, nu te faci cu șansă. E sabotaj. Ce-am făcut iară? Nu, gata, că când merge, când nu merge. E ca viața. Deci, în niciun caz, să știți că nu noi alegem să ne facem preoți. Asta este clar și limpede. Alo? Da, și nu ajungem preoți prin șansă. Eu n-am găsit în Evanghelie Evanghelia după șansă. Cum ar suna? Ar fi vai de capul nostru. Chiar n-ar fi bine. Eu vă rog foarte mult să încercați să vă rugați și să vă adunați, adică să încercați să nu repetați păcatele și, în general, nu numai cei care vreți să fiți preoți. Nu, e făclătură. Gata? A terminat? Nu știu ce se aude. Nu știu. Cred că e din creierul meu câte un semnal. E un semnal din creier. Să strâng? Ce? De aici, da? Eu n-am prea învățat să strâng de aici, mi se trebuie. Se aude? Nu. No. Nici gând, așa-i? Alu? Mulțumim! Deci, în general, vreau să țineți minte toți.
nu doar pentru cei care vreți să ajungeți preoți. Ne macină păcatele pentru că ne lăsăm măcinați. Dar luați-vă inima în dinți și încercați să vă găsiți duhovnicul, preotul, părintele, camaradul de mântuire. Și asta se poate petrece prin voia lui Dumnezeu în orice clip a vieții. Și nu lăsați să se umple sacul, că vă cocoșează. Ce opinie aveți față de viitorul sinod panortodox din 2016 și de actele cu chip? Nu văd legătura între sinodul panortodox din 2016 și actele cu chip, dar dacă vreți, cu Părintele Ciprian, da? Acte cu Părintele Cip. Eu nu am opinii de lucrurile pe care nu le studiez. În general, sunt preot, nu sunt nici futurolog, nici futurist. S-ar putea până în 2016 să avem o problemă cu Crimea și o altă problemă cu Siria și între timp să dispară Antiohia și uite așa. Așa că trebuie să lăsăm lucrurile să meargă înainte și cu voia lui Dumnezeu să ne rugăm ca lucrurile să se așeze și temele să fie mult mai bogate decât par la prima vedere. Eu sunt conștient, odată în plus, că biserica va avea nevoie de o întâlnire la vârf, ca să nu-i spunem un sinod, la o întâlnire la vârf pentru a putea stabili anumite limite și anumite chestiuni fundamentale mergând mai departe a unității ortodoxiei. An de zile vă spuneam aici la conferință de la Cluj, aveți grijă că noi stăm prost cu ecumenismul din ortodoxie, cu relația între bisericile ortodoxe. Acum mai că s-a văzut un pic, dar eforturile făcute de bisericile întregi la cap și Biserica Ortodoxă Română este o biserică ortodoxă întreagă la cap, dovedește că putem să stăm la oaltă atunci când suntem conștienți de valorile pe care avem de împărtășit. La Palo Alto, acolo la american, când făceau ei principiile comunicării, dintre care primul era nimeni nu poate trăi fără să comunice, unul dintre principii era atunci când comunici trebuie să fii conștient că suntem egali și în lucrurile care ne separă și în lucrurile care ne unesc. Dacă mă învăța să găsim un echilibru între ele, sinodul va fi o reușită și eu nădăjduiesc că Dumnezeu ne va ajuta. Părinte, cum se poate scăpa de antipatia față de o persoană? Cu simpatie. Antipatos înseamnă simpatos. Fărească Dumnezeu să scăpați de antipatie de toate persoanele. Mie unii chiar nu-mi plac. Și le spun în față, până nu se îndreaptă, nu-i iert. Da? Deci sunt câțiva oameni care aveți dreptul să-i socotiți antipatici cu condiția să nu vă fie antipatici doar pentru că nu sunteți capabili să iubiți. Și pentru că ei nu sunt capabili să perceapă mesajul dumneavoastră. Nu? Mie personal nu mi-e simpatic niciun politician la ora actuală. Nu știu voi cum stați. Eu am așa o durere de ficat. Ici colo, câte unul care mai dă lecții de televiziune la câte un gâdilici de ăsta sărit de pe fixul moralei creștine și care totdeauna funcționează sub standarde bine plătite, unii de ăștia parcă te mai spală pe cuge. Dar asta nu înseamnă că simpatizez cu ei. Eu simpatizez cu morții noștri. Sunt foarte simpatetic la câțiva dintre morții noștri. De exemplu, de vara trecută sunt aproape obsedat. Doamne, iartă-mă că zic că nu mi-s simpatici rușii, dar la Cotul Donului sunt 250.000 de români care n-au morminte. 250.000 de români, la care din armata hortistă se adaugă aproape 120.000, 130.000 de maghiari pe care îi chema Năsui, Tomoioagă, Pop, care sunt îngropați sub standardul armatei hortiste. Sub standardul românesc, nu. Poate să-mi fie simpatic vreun politician care se gândește doar cum să îngroape țara, nu și cum să îngroape cu onoruri militare eroii ei? N-ai cum. Feriți-vă să vă fie simpatici toți. Nouă de la simpatii ni se trage. Cum să luptăm împotriva deznădejdii? Pot să fiu rău să zic ceva cu nădejde. Dezvoltați-vă în primul rând motivele pentru care să trăiți. Vă dau câteva exemple la îndemână. An de zile am auzit că studenții de la teologie și sunt convins că nici la ceilalți nu sunt motivați, că n-au locuri de muncă, că le e greu. Vă știți că totuși Universitatea din Cluj a fost plătită cu sânge? Adică unii au murit ca să avem Universitate Românească la Cluj. Ce motivație vă mai trebuie mai mare decât asta? Ca ortodox, creștin, ce motivație mai mare decât învierea vă trebuie? Ați echinii, dar altă religie aia. Fiți cuminți. Nu deznădăjduiți decât de lucrurile pe care le nădăjduiți prost. Când nădăjduiți prost de... Mulțumesc.
deznădăjduiți. Toată lumea a remarcat că foarte multă vreme în biserică se vorbește mult despre credință și dragoste. Foarte puține predici avem despre nădejde. Ce-i nădejdea? Să mergi cu capul drept în zid, așa că, Doamne, eu văd că vine tirul, dar am nădejde că Tu, cu harul Tău, deși sunt beat muci, o să mă fac să trec prin tir. Asta nu-i nădejde. Prostia nu se încadrează la nădejde. El abia se târie prin facultate și are nădejde dacă va obține o bursă la Harvard. A, la ce absolvenți din Harvard avem în România, s-ar putea. S-ar putea. Și trebuie să-i atragem atenția unui aceluiași realizător. Harvard-ul e în Statele Unite, da? Deci ca să nu mai zic altă dată când merge în Marea Britanie că n-a vizitat Harvard-ul, că e rușinică. Da? Poți să ai nădejde astea, tu ești urât foc ca o creangă rebegită de toamnă și tu crezi că toate femeile întorc capul după tine de că ești frumos. Nu, întorc capul după tine că ți s-a rupt geaca. E valabil și la Eva. Da? Că și Eva are probleme cu... Sunt oameni care nădăjduiesc în lucruri în care nu merită să nădăjduiești. Ce înseamnă să nădăjduiesc? Ce părinte termin și nădăjduiesc să am un loc de muncă bun. Da, ce înseamnă un loc de muncă bun? Nimeni nu ne definește. Un loc cu bani? Poate. Se dau și televizoare color o dată pe lună? Să fim serioși, niciodată nu e nimic bun dacă nu e bun în numele celui care este bun. N-ați văzut oameni care și-au pierdut tinerețile orbind la calculatoare, făcând stopuri cardiace, pierzându-se în lucruri de nimic? În ce nădăjduim? Dacă nădăjduim după cele ale lumii, lumea se răzbună întotdeauna. Inversul nădejdii nu e deznădejdea, ci e proasta nădejde. Nădejdea al dâi. Jucătorului de fotbal de la o echipă care au rămas 6 jucători pe teren, dar cred că bat cea mai tare echipă din lume. E numai 16-0 pentru ea. El nădăjduiește. Am auzit un comentariu asta la televizor și că totuși nădejdea celor de la o echipă oarecare, nu vă spun care că era Arsenal, ce totuși ei mai pot să spere. Dar la ce să spere? La cai vers pe pereți, adică. Sigur că nădejdea creștină înseamnă vindecarea obtuzităților noastre în visare. Hristos nu ne cere să fim visători. Nu, de exemplu, nu te duci la biserică, mă duc la biserică, acum nădăjduiesc să-mi găsesc mirele meu. Alo? Hello? Biserica nu e un loc unde să dai randevuri și nici agenție, e o agenție de pelerinaje din când în când, dar nu e agenție matrimonială. Decât dacă prea cucernicul a rupt-o în nădejde. Adică fiți cuminți, nu utilizați biserica pentru frustrările personale. Biserica nu e un spațiu în care venim cu frustrarea, o strigăm pe toți pereții și să nu m-a ajutat Sfântul, că eu am învățat la matele. Cât ai învățat, mă? Am 1500 de pagini și am citit vreo 20, da. Am nădejdea că Domnul îmi va da răspuns. După examen, cât ai luat? 5. Ce Domnul m-a ajutat. Păi bă, dar Hristos e așa nerod de nota 5 la materia ta? Aveam un coleg pururea să dădea mare că pe el ajută Maica Domnului la facultate. Din 5 nu ieșea. Și bă, dar nu ți-i rușine obrazul așa, Maica Domnului, corigentă ca tine, mă? Nădăjduitor de paiață ce ești tu. Tot de 5 a rămas. Cum putem convinge un băiat că relațiile trupești înainte de căsătorie sunt păcat și că Dumnezeu nu ajută astfel? Acum, nu prea puteți convinge un băiat dacă nu sunteți foarte convinsă dumneavoastră, știți? Adică telea, să mă iertați că vă spui, da? Sunteți așa convinsă că maică ghetu copil n-ar zice nica. Depinde cum vă îmbrăcați, depinde ce-i cereți. Hodorong tronc, după ce te săruți cu el vreo 6 luni, vii și știi, dragă, eu m-am convertit, dar nu erai creștină. Ba da, dar acum am aflat că nu-i voie nici să ne pupăm în timpul că... Bine! Păi cât stă ăla de fraier acolo la tușă? Că lângă el este dispusa. Da? Toți oamenii verticali au un dușman nevăzut. Mediocrul dispus. Ofertantul. I'm ready! Hello! Da? Deci, ori îl creșteți de la început cu rigoare, cu verticalitate, ori riscul cel mare e că în dragoștile astea liceano-studento-mature, că toate iubirile sunt mature. Toate sunt mature, să știți. La unii e mătură, da? Da? Noi avem senzația că dacă ne tot apropiem,
Mai avem unde merge. Noi, de fapt, pe măsura în care ne apropiem, ne scurtăm și spațiul în care ne apropiem. Se tot limitează, uite, zidurile astea se tot adună și când dai să faci pasul în spate, nu mai merge, că-i zidul. În față zici că e periculos. Și atunci există o singură soluție. Deci dacă vreți cu adevărat să-l ajutați pe un băiat în situația asta, dacă este serios, dacă este de viitor, dacă este un om credincios, dacă vă iubește, dacă este un om fidel hotărârilor lui, dacă sperați să aveți un viitor cu el, luați-l de bărbat. Terminați cu ideea că prima dată luăm licența, facem masterul, terminăm cursurile de doctorat, susținem doctoratul, mai facem un postdoctoral, ne găsim un loc de muncă la o multinațională cu 8.000 de euro pe lună, că pe pământ nu ajungem, și după aceea poate proiectăm cumva să gândim dacă am putea avea un copil. Băi copii, veniți-vă în fire. Iubirile nu se proiectează, iubirile se trăiesc. Punct. Ideea că, vai, cum facem noi acum cercetări în domeniul, nu prea merge. Ce, cum putem găsi persoana potrivită pentru căsătorie? Căutând-o. Deschizând ochii mari și urechile. Că dacă stai la masă, și aștepți pică, pară, mălăiață, în gura lui nătăfleață. Adică ăla e o pară mălăiață și nătăfleața al ea. Ce părinte, de era așa de dulce, zic, dar nu mirosea coniac și înainte de căsătorie. Ba, odată a și vomitat, părinte, dar era așa un tip dulce. Adică, să fim serioși. Deci căutați-l, deschideți-vă inima, cereți-l lui Hristos să vă sprijine în chestia asta. A cerut ajutorul lui Dumnezeu pentru toate prostiile. Doamne, ajută să iau 9 la teza la română, să iau bacalaureatul bine, să intru la facultate, să trec de monstru din anul 1, să trec de monstru din anul 2. Dar când e să te măriți, hodorom trosc. Niciun ajutor de nicăieri. Cine voiește să se mântuiască cu întrebarea să călătorească? Important e să nu vă întrebați numai colega de cameră care suferă de aceleași vicii sau colegul de facultate care are aceeași obsesie ca tine, tinere student. Întrebați și voi, oameni mai cu picioarele pe pământ, mai de ăștia, mai de adevăratele. Și în general întrebați-vă bunicile. A existat în România o generație de femei care își așteptau bărbații să vină de la servici cu masa pusă, spălau haine cu mâna și cu leșie, aveau uneori toaleta în spatele curții, cosau dacă era nevoie, râneau, mergeau cu vaca să-și rânească copiii și nu mai mureau de lipsa de drepturi și nu mai erau membri ale feminismelor moderne să se despuieze prin biserici ca să arate ce pusii sunt ele. Erau nevestele soților lor. Erau mamele copiilor lor. Nu erau batjocuri a niciunui drac modernist. La jumătate de măsură. Wake up! Vă bate joc de tinerețea voastră înghițind toți guvizii săraci și sărați a unei mări de impostori. Ce vreți să fiți în viață? Angajații unei firme, funcționarii teribili al statului român, multilateral dezvoltat și neprecupețit ajuns în comunism? Sau vreți să fiți oameni liberi în Hristos? Dacă îl vezi pe Hristos, trageți-l de mânecă. Băi, Hristoase, am nevoie. Nu știu cu cine să mă mărit, nu știu cu cine să mă însor. Mă rog, după noile norme, e cam mii de mibide. Ați văzut ce supărați au fost că nu li s-a acordat ăstora de același ăstora dreptul de a fi ei cu drepturi totale. Păi dacă n-ai drept, ești tot timpul stâng, ce te faci? Că nu poți să ai dreptul dacă ești stâng tot timpul. De ce iertăm greu? Pentru că ne iertăm greu. E în mintea noastră un sistem de putrefacție al iertării care mă pune pe gânduri dintotdeauna. Tot postul mare ne pune la îndemână o harismă pe care o uităm tot timpul de la biserică. Noi credem că iertarea se câștigă greu. Nu. Iertarea se câștigă cel mai ușor. Cel mai greu e să ne iertăm pe noi înșine înaintea lui Dumnezeu. Și să avem capacitatea să iertăm pe ceilalți. Chiar sau mai ales dacă au greșit. Că uneori ni se pare că ar trebui să iertăm pe unii închipuindu-ne că ne-au greșit. Există un bun simț al iertării. Hristos a dat bunul simț al iertării. În Evanghelia din duminica ce vine, Hristos îl iarte pe om și cârcotașii comentează. Huiduicii și găinușii. Pardon.
Băieții de la cenzurat, că sunteți în orașul cu lucul. Da? Cârtesc și Mișu Nanapoda în jur, comentând tot timpul că ierți pe cineva. Știți? Eu am învățat despre iertare mai mult decât oricând în pușcării. Mergând între cei întemnițați, am învățat ce greu e să nu fii iertat. Niciodată n-am să mă fac teologul celulei de chinuire a sufletului de dragul de a părea ortodox. Iertarea se câștigă pe măsura adâncirii în iubirea de Dumnezeu. Cu cât iubești mai mult pe Dumnezeu, nici nu-i dai seama că ăla a greșit. Ți se pare, ce zici? Păi, părinte, v-am înjurat, mi-a zis Miun, nu reacționat, bă, nici nu te-am auzit. De foarte multe ori se poate întâmpla asta. Tu să-ți vezi de treabă și alții să te cârtească pe la colțuri, dar vorba citatului pe care l-am dat în catedrală. Tu știi sigur că și cei care te cârtesc și cei care te laudă mor ca tine. Mâinile pe pept, lumânarea sau becul, dacă ai noroc, și gata. Canieți, filmă. A ierta înseamnă, de fapt, a trăi. A te ierta înseamnă, de fapt, a avea capacitatea de a merge mai departe ca un om viu. Când nu te simți iertat, ești un zombi toată viața. Iar Hristos nu crede în zombi. A, cinematografia americană de la Hollywood, da? În Galaxy se plimbă doi zombi prin cer pe acolo. Norocul rușii și chinezii, că e salvată Sandra Bullock, că altfel ce făcea ea săraca? Pierdută în spațiu acolo. Toată cultura modernă ne vrea zombi. Lipsiți de viață, lipsiți de ideal, lipsiți de răsuflare, lipsiți de maternitate și paternitate, lipsiți de dreptate, de credință, de dragoste. Nu puteți să opuneți decât o singură atitudine, iertarea. Iertându-i inclusiv pe cei care vă vor zombi. Și la facultate, dacă stai să te gândești la ce ne bagă unul în cap la cursuri, ar trebui să fim zombi. Ce ne spuneți despre homosexualitate? Există scăpare? Prin ce mijloace? Nu știu, că n-am încercat să scap. Dincolo de toate glumele din jur, am impresia că noi am făcut din homosexualitate un bau-bau mare de tot și am uitat că homosexualitatea e un păcat mare de tot. Am tot cântat în strunele tuturor și am lăsat pe bieții copii să alunece. Nimeni nu-i fericit că e homosexual. Stați liniștiți. Și când par fericiți, habar n-au ce par. Ați văzut că au intervenit divorțurile. Marii noștri apologeți ai homosexualității au început să divorțeze de soții lor. Drame profunde, chiar profunde la ei. Fiți cuminți și deschideți-vă ochii bine. Singurul mod în care îi puteți ajuta pe ceilalți este să nu treceți indiferenți pe lângă drama lor. Să le spuneți că vă pasă. Că parte integrantă din mântuirea lor sunteți și voi. Nu scuipați pe bieții oameni doar pentru că ne-am obișnuit să scuipăm pe tot. Ascultați-i, vedeți de unde le vine. Protejați-vă cât puteți de mult să nu alunecați în aceleași păcate. Și nu voi, că voi ați scăpat, poate. Dar rugați-vă pentru copiii voștri care vor fi într-o lume infestată de liberalisme ieftine. O lume care stă cu fundul la morală, vrea să impună morala. E cam greu. Dar homosexualii nu sunt niște oameni fericiți. Îndrăznesc să spun că nici creștinii care nu și-au în serios creștinismul nu sunt fericiți. Deci când vă simțiți nefericiți rău de tot, aduceți-vă aminte de ceilalți care sunt mai nefericiți ca voi și în niciun caz, niciodată să nu admiteți că homosexualitatea este boală. Homosexualitatea este deviere de la axa morală a lumii. Este cultivată în chip voit, cu cheltuieli majore și ne este prezentată ca urâciunea lumii. Deci stați cu minți, dacă aș ști banii care se cheltuiesc ca să fie cunoscută homosexualitatea și am băga în cancer, am fi mai fericiți toți. Inclusiv cercetătorii din domeniul cancerului. V-am mai spus eu că în urmă cu câțiva ani a fost un moment foarte greu în România în care nu mai erau bani pentru insulina bolnavilor de diabet. Dependenților de diabet, nu de insulină. Și statul român se plângea că e un stat sărac. Țin minte că cifra estimată a nevoii imediate era de 500.000 de euro și săracul stat român care cheltuie la 4 km de autostradă cât o catedrală a Mântuirii Neamului n-avea 500.000 de euro. În schimb, la o săptămână
a acordat aceeași sumă de bani pentru parada gay de la București. Asta e rușine. E jenant. E mizerie. Sigur că sunt motive binecuvântate, nevoi de unitate transnațională cu Uniunea Europeană, care o vedeți cât e de putincioasă în fața lui Putin. Acolo se vedește, la Skandenbergul cu Putin, se vedește cât de pertinentă este construcția europeană în ripostă și în atitudine morală. Sigur că nu sunt adeptul cotropirii prietenilor mei din Crimea. Ferească Dumnezeu! Încă mai cred că în sine Crimea e un spațiu care poate fi recuperat pentru Europa. Dar asta dovedește o societate extrem de bolnavă. Și să știți că li se trage multora din Uniunea Europeană și din consilierea de către oameni fără verticalitate. Lipsiți de normalitate în comportamentul interuman. Cu tot respectul pentru drama lor, nu o accept ca normalitate. Îmi pare rău pentru ei. Și atât. Putem începe o relație de prietenie cu un penticostal de pildă, virgula, de pildă, așa, din întâmplare penticostal, cu scopul de a-l aduce la adevărata credință, la ortodoxie. Hai mă, fetelor, mă, fiți, vă place de băiat, că doar ăștia n-au mână lipsă, ochi căzut. Puteți începe prietenie cu oricine dacă vă ține cureaua. Uite, nu-i rău, că poate dacă vă uitați la câtă scriptură știu un penticostal, puneți și voi mâna pe Biblie. Știți? Biblia nu-i cutiuța aia de ciocolată, da? Că dacă am pune mâna pe Biblie cât punem pe ăsta de făcut ochișorii la fetițe și pe iPhone, băieței să sunăm, poate că ar fi mult mai interesantă viața, mult mai liberă, mult mai conștientă. Da, vă doresc succes! Grijă mare să n-auzim că avem o penticostală în plus. Aia e, cineva, mă iertați pentru atâtea întrebări. Blogosfera. Aha. Urlă că vine prigoana cu cipurile și apocalipsa. Păi cuvântul blogosferă deja e apocaliptic. Trăirea creștină absolută presupune a fi tot timpul voios și optimist atunci unde e echilibru. Am înțeles. Dacă stai și cugeți la sfârșitul lumii, te apucă frica. Dacă cugeți că Dumnezeu, la Dumnezeu simți pacea. Cum se împacă lucrurile astea? Nu cred că poți să fii și voios și cu frica în sân în același timp. Ferească Dumnezeu! Păi cum să nu mă fi cu frica în sân, măi, oameni buni? Nu vă luați după aspectele exterioare. Haideți să vă dau un exemplu, că ați văzut-o pe fata aia care a fost judecată penal de televiziune din România că a fugit la mănăstire. Dacă era curvă pe centură, nu-i zicea nimeni nimic. O păzea poliția. Poliția română, de ani de zile, păzesc fetilii. Veneam într-una din zile de la un examen de grad de la Avric, ghiciți cine erau principalii paznici ai fetelor din niște milicieni, deci, dar de noi, băieți serioși. Iertați-mă că vă spun. Foarte multă vreme s-a spus că fata a ajuns la mănăstire acolo pentru că era obsedată de apocalipsă. Și a zis că biserica e de vină pentru asta. Nein! Biserica are un discurs extrem de echilibrat despre apocalipsă. Foarte coerent și cucernic. Drama sperietorilor de lux în care ne-am strecurat vine tocmai dinspre media. Mass media, nu media kinder, da? Mass media. Dintre oamenii care au început să urle, habar n-aveau ce zic. Au creat programe, țineți minte, acum un an, doi, în continuu eram în apocalipsă. Vine, e clar, e pe noi. Păi e pe noi, clar. Din momentul în care Hristos a fost răstignit pe cruce, sfârșitul lumii a început. Dar cine stă să gândească la asta? Catârnarea lui Hristos de crucea Golgotei e deja dat drumul la ceasul venirii a doua Mântuitorului, lui Maranata. A, dumneavoastră îmi spuneți că dacă ne așteptăm speriați și încruntați și acriți de ortodoxie venirea lui Hristos, vă spun eu că s-ar putea să vă mirați la un moment dat că Hristos n-are în împărăția lui Dumnezeu borcane cu gogoșari, ci oameni. Îmi și închipui cât de încruntat spururea de apocalipsă erau Sfinții Părinți. Dacă le citești textele pline de serenitate,
de transparență și de bun simț. Stai și te uiți că nu este nicio legătură între blogăiala asta pseudo-ortodoxă și calitatea excepțională și plină de har a textelor patristice. Am remarcat de foarte multe ori că se citează des din părinții bisericii, se citește rar din părinții bisericii și se trăiește tot mai rar din părinții bisericii. Așa că, dacă vreți echilibru, puneți mâna și citiți-i pe părinții bisericii. Luați-o cu cei care vreți, cu încruntați, neîncruntați și puneți mâna pe Evanghelie. Citiți Paraclise către Maica Domnului, pururea neîncruntată stăpână. Ce stăpână ar putea conduce sufletele noastre triste, fiind pururea cavalera tristei figuri? Uitați-vă la Maica Domnului cu câtă smerenie asumă apostolia ei. Astăzi, făcând emisiunea pentru Atlasul Biblic de săptămâna viitoare, pornind de la imaginea aceasta pe care ne-o dă Epistola către Efeseni, în care tot timpul, și 1 Petru, în care Marcu, în 1 Petru, Marcu tot timpul este numit de către Petru fiul meu. Sfântul Marcu face o ucenicie pe lângă Petru, ca să înțeleagă despre ce e vorba în povestea vieții lui Hristos. Luca, evanghelistul, face o ucenicie pe lângă Maica Domnului. Maica Domnului se pune la îndemâna comunității ca un apostol. Citiți atenți textele Scripturii. Veți vedea că toate micile apocalipse din Matei, textele din Marcu, din Luca, din Ioan chiar, sunt fără îndoială cutremurătoare. Dar a te cutremura nu înseamnă a fi tot timpul un speriat fără sens. Să ne ascundem sub masa Sfintei Biserici, să zice, Doamne, nu mai ieși din biserică, că vine sfârșitul. Asta vrea Hristos de la noi. O echipă de zmiorcăiți și mucoși care ne ștergem toate prostiile pe toate blogurile. Dar recunosc că, într-adevăr, blogosfera rămâne unul dintre spațiile apocaliptice. Acolo fiecare zice ce vrea. Deci acolo se împlinește Scriptura. Fiecare zice ce îl taie capul. Și norul nu-l taie capul. Până unde a trebuit să întorci și celălalt obraz? Adică să nu te aperi când ești atacat sau când îți este agresată soția sau copiii sau prietenii. Regula e un pic mai simplă. Dacă ești atacat tu ca persoană, întorci obrazul. Dacă este lovită biserica, dacă este lovită familia, mica biserică sau copiii tăi, nu cred că e cazul să întoarcem obrazul. Hristos vorbește despre întoarcerea obrazului în ce ne privește, nu în ce îi privește pe ceilalți. Era o vorbă la români, nu? Care după ce îl înjurau de toate cele, când ajungeau la mamă, zicea, băi, îi bătea pe aia de izvânta. Și ăștia, bă, ce ai pățit, bă? Bă, cu mama ce ați avut, bă? Da, adică, dacă vrei să-mi zici mie ceva, îmi zici. Dar când te legi de copiii mei, de soția mea, ăla e obrazul lor, nu e obrazul meu, nu pot să întorc obrazul copiilor mei când sunt batjocoriți. De-aia, ca biserică, trebuie să fim mai fermi. Atunci când toată lumea crede că biserica trebuie să tacă, să stea într-un colț așa de nerozenie, să fim așa Fernando de la Caransebe și partea a doua și a treia, ca și cum a avea atitudine în lumea socială nu e vrednic de creștinism. Îmi pare rău să le spun tuturor. Fără creștinism nu există societate. Există adunătură. Partide pline de lături care își hrănesc proprii coșoni care să-și exercite drepturile animaliere. Atât, turme. Doar în Hristos poate exista verticalitate socială. În rest, povești cu zâne. O părere personală, mai credeți într-o renaștere a credinței în România, la fel cum s-a întâmplat în Rusia postcomunistă? Am remarcat renașterea credinței din Rusia postcomunistă. Un patriarh care dă binecuvântarea tancurilor să-și pună cizma pe gâtul altor ortodoxi. Dacă ăsta e creștinismul pe care îl visăm, mulțumesc, niet! Niet! Niciodată în România nu s-a dezvoltat ideologia cizmei pusă pe gâtul celui mai slab. Renașterea creștinismului doar pentru că au aurit cupole și au hirotonit episcop de limbă rusă peste neamurile vorbitoare de altă limbă? Iertați-vă că vă întreb. Ați uitat că în Moldova mitropolitul susținut de Moscova vorbește rusește mai mult decât românește? Despre ce creștinism rusesc îmi vorbiți? Panslavismul etern?
Scrie undeva în Scriptură despre așa ceva? Despre binecuvântarea tancurilor? Pentru uniformizarea mujicilor? Și uciderea din gleznă tanchistă a puținilor tătari care au mai rămas? Aproape că te ia mila de tătarii islamici, domne, dinaintea unei ortodoxii atât de bine pusă la punct. A, dacă vreți să ruinezi despre ortodoxia preoților ucrainieni care s-au pus între soldați și popor ca să-și protejeze și poporul și soldații născuți din popor, da, despre asta altceva, dar nu este renașterea creștinismului rus post-comunist. Dacă ar fi existat post-comunism în Rusia, aș fi crezut că a renăscut creștinismul, dar n-a trecut nici la rușii încă și nici nu cred că va trece curând comunismul. Nici la noi. Veniți-vă în fire. Stați cu minți și deschideți ochii. Există o pancardă undeva pe drum unde scrie că un anumit guvern al unui anumit partid au făcut, cum se cheamă, când tai panglică la o... inaugurarea autostrăzii. Au uitat să ne spună și cine au muncit la ea. Adevărul partinic nu e în Hristos, nu există. Fiecare ne pupă, știți? E povestea, dă leu că te scuip nenea dacă nu. Cam așa zic toți. Nu dați arginții celor care scuipă. Părinte, am o prietenă care mă cam sâcâie. Ce pot să fac ca să fie bine? Băi, sper că ești băiat, da? Sâcâie-o și tu pe ea. Cea mai bună soluție când te sâcâie cineva, să-i tai canalele de comunicare. Dacă te sună prea des, pac, ai închis telefonul. Dacă te agasează cu mail-ul, schimbi adresa și îți anunci numai prietenii. Dar voi nu știți să renunțați. Na, e semn de mare onoare să te sâcâie o fată asta. Chiar dacă săraca n-are toate piulițele montate. Nici tu nu stai bine cu piulițele câteodată dacă te încântă zdrângăneala piulițelor ei. Și pe aceea vă mirați de ce se întâmplă ce se întâmplă. Nu, stați cu minți. Când te sâcâie, îi zici. Noi mai avem curaj să ne spunem că ne iubim. Cum să avem curaj să spunem că, bă, mă enervez? Deși o spui mai ușor. Mă cași pe nervi. Sau distinsul cuvânt românesc de tradiție, autentic românească, sictir. Trăim într-o lume a sictirelii. Ne e foarte ușor să apăsăm pe butonul ăsta și ne e foarte greu să spunem, băi, te iubesc. Te iubesc atât de mult încât te rog frumos, lasă-mă în pace. Voi vorbiți acum de o prietenă, dar să vă zic că părinții, câțiva dintre duhovnici, ce înseamnă să te sâcâie câte un ucenic sau câte o ucenică, care nu e ucenica ta, dar nu contează, ea te sâcâie. Sau el te sâcâie, nu contează asta. Iar oamenii care vor cu adevărat să se apropie de Dumnezeu, își cer scuze că te inoportunează cu dragostea și cu smerenia lor. Fiți serioși, măi, oameni buni. Luați-vă inima în dinți și spuneți, îmi displaci. Modul tău de a mă agasa, îmi displace, mă violentez, dispai. Când eram mic, era povestea cu dispai vis urât. Ați uitat-o. Și în cazuri grave, luați aghiasmă mare. Mai e câte una care până nu dai cu apă pe ea, precum găina de odinioară. Acum de când sunt crescute găinile după reguli europene, când se încing, nu mai dai cu apă. Le tai. Nu aplicați metoda asta, aia cu apă, da? E valabil și la cocoș, da? Și apoi să știți că, în general, o fată sâcâie nu întotdeauna pentru că iubește. Și pentru că e sâcâită ea. Dar suferințele și obsesia se pot uita, dar dacă nu se clarifică lucrurile, cum să faci dacă de câte ori să tot ierți o infidelitate? Infidelitățile nu se iartă. Îmi pare foarte rău, se convertesc. Deci nu puteți ierta infidelitățile. Doar să le convertiți în fidelități. Asta e teză de doctorat. Convertirea infidelității aproapelui în fidelitate prin Harul lui Hristos. Iar cine greșește într-o infidelitate nu greșește doar față de o persoană, ci față de toate principiile care țin persoana respectivă legată de viață. Uneori chiar de viața veșnică. Cel mai greu să fie fidel este infidelilor. Știți ce drame trăiesc? Aoleu! Dar există și un mod de a te vindeca de infidelitate prin conștientizarea infidelității și schimbarea vieții. Este un mod pe care ți-l pune Dumnezeu la îndemână, în care conștientizând că ai dus prea departe modul tău de a fi total inadecvat
iubirii pe care o propovăduiești, o trăiești, o părtășești celorlalți, Dumnezeu te smerește și o iei de la capăt. Deci nu puteți scăpa decât prin reconfigurare. Montaj GPS la bord și reconfigurați traiectoria. Să nu-i judecați niciodată pe cei care vă calcă pe bec fidelitatea. Și să înțelegeți că ei sunt într-o mare dramă, cea mai mare dintre drame, care este nevoia de iubire pe care n-ați reușit să o asumați în comun. Nimeni nu-i vinovat singur de infidelitatea lui. E un complex acolo de prejudicii sufletești. Suntem soț și soție. Cineva m-a supărat foarte tare pe nedrept. Acea persoană nici acum nu consideră că a greșit. Nici nu o să considere. Eu am iertat-o pe acea persoană. Păi dacă nu v-a cerut iertare, cum ați iertat-o? Așa, gratis? Lucrați la vreun ghișeu de iertat gratis? Chiar dacă asupra mea s-a răsfrânt totul, însă soțul meu nu. Bravo lui! Un bărbat e dator să nu ierte pe cel care greșește nevestei. Pravila de la Govora. E foarte întors și tulburat, nu se poate ruga, nu-i vine să creadă și de-a dreptul mâhnit de cât de strâmb poate gândi această persoană. Ce putem face? Să vă apucați de rugăciune, să vă scoateți din cap dracul care v-a supărat și să spuneți Dumnezeu să-l ierte chiar dacă noi nu putem. Poate o să și auziți că e nevoie să-l ierte Dumnezeu la un moment dat. Plata păcatului este moartea. Îl felicit pe soțul dumneavoastră. Un soț nu poate ierta pe cel care greșește soției dacă cel care greșește nu-și cere iertare. Dacă greșeala există. Ideea că în creștinism tot se iartă, lăsați fraților, ce vă spuneam eu înainte, nu ierți gratis. Că nu-i moșia lui tatăl tău și al lui mumă ta, e moșia lui Hristos. Deci îl întreb pe Hristos, Doamne, cum să fac să-l iert? Și Hristos te învață, descrie Scriptura și zice acolo. În niciun caz, soțul dumneavoastră nu putea să întoarcă obrazul dumneavoastră, știți? El are obrazul lui și uite, omul e suficient de bun creștin cât să nu-l întoarcă. Dar îi doresc succes să-și revină. E foarte important să-și revină. Bărbat ești nu când tragi cu pistolul în capul celui care se află în genunchi înaintea ta, ci când te abții să-l împuști când îl ai în cătarea puștii. Asta înseamnă bărbăție. O să vă vină la amoară, stați liniștiți. În 20 de ani de preoție n-am ratat vreunul. Rugați-vă cât puteți. Și dacă nu puteți să vă rugați, cântați. Și dacă nu puteți cânta, mâncați. Și dacă nu vă arde de mâncare, beți apă. Și dacă nu, ieșiți la plimbare. Nu puteți să vindecați supărarea soțului decât spunându-i dumneavoastră ca soție că îl iubiți. Că e mai importantă iubirea dumneavoastră decât prostia dușmanului. Că dacă stă după toți proștii și toți dușmanii, aliluia! De ce credeți că Europa nu vede bine cum suntem, nu ne vede bine cum suntem văzuți de către alte țări? De ce nu acceptă și ne jignesc că suntem, nu știu ce scrie aici. Păi nu ne jignește nimeni, noi ne batem noi înșine, stați cu minți. Dumnezeu a îngăduit și preasfințitul Siluan de la Roma a dat binecuvântarea și am petrecut o lună întreagă între românii din Italia. Toată luna februarie aproape, în întregime. Să știți că românii sunt foarte frumoși. Când muncesc, când se roagă, când stau împreună, sunt cei mai frumoși europeni. Românii devin urâți și de nesuportat chiar de români când creează propriile lor, își văd mai mult de propriile lor interese decât de frumusețea românismului lor. Nu vă lăsați îmbătați cu apă rece. Străinii ne văd exact cum suntem. Cum noi nu ne vedem, pentru că noi, fiind cu minți, stăm în locurile unde toți românii sunt frumoși. Eu n-am văzut români urâți. Și să știți că am fost și în tabere de refugiați la Roma, am văzut și o pușcărie în Italia, am văzut pușcării și în alte țări ale Europei unde erau români. Îndrăznesc să spun că hoții noștri sunt mai frumoși decât hoții lor. Că sunt mai săraci. Criminalii seamănă între ei, dar hoții nu. Nu m-am simțit umilit să sărut pe nimeni și să îmbrățișez pe nimeni. E hoțul meu. Nu e o onoare că l-am, dar e al meu. Să mă ferească Dumnezeu și să ne ferească Dumnezeu de hoții lor. Ai noștri fură celulare, ai lor vând arme. Ai noștri fură motorină de la locomotivă. Ai lor vând petrol celor care își mișcă tancurile. Ai noștri fac câte un copy-paste la o teză de doctorat. Nu spunem cine.
ai lor au creat universități false, în care rangul de maimuță este maximul pe care îl câștigi. Roboțelul maimutizat. Toți vreți burse acolo, stați cu minți. Toți vă vreți, dimineața la 7 la serviciu, seara la 9 acasă, dormit în paralizie, trezit de dimineață, spălat creier, intrat în scovă, ieșit din scovă, aruncat la gunoi, scos de la gunoi. Și când sunteți epuizați pe la 40 de ani, așa, vine cel mai mare hoț al Europei. Șomajul. Tovarășul, șomaj. Nu, dincolo de orice fel de glumă. Nu mai vă gândiți cum ne văd străinii. Gândiți-vă cum ne vedem noi. Și de unde e lipsa asta de respect între noi și de cordialitate și de dragoste. Ce ne facem cu sectarii? Păi auziți, fata a dat soluția. Te duci, dai cu vraja, îl convertești și îl treci. Cum putem opri fenomenul sectar? Păi tot fata ne-a zis, iubindu-i. Dacă iubim, dacă oprim fenomenul sectar doar proliferând cuvinte urâte împotriva lor, fără să mărturisim ortodoxia dinaintea lor, suntem pierduți. Eu nu sunt îngrijorat de fenomenul sectar din România, ci din sectarii din ortodoxie care se dau ortodoxi. Acolo e marea mea dramă. Nu vă fac nicio descriere că blogosfera va mai avea un subiect de apocalipsă. Dar vă atrag atenția că trebuie să fiți atenți la unitatea în duh a bisericii. Nu știu ce bucurie ai dacă tot timpul crezi că numai tu ai dreptate. Mie îmi place când mă înșel. Părintele Arsenie Boca zicea un lucru fundamental, zice, nimeni nu mi-e mai prieten decât criticul meu care are dreptate. Nu spun de acum să mergeți în adunările sectare, ferească Dumnezeu, am fost eu și m-a ajuns. M-au spălat pe suflet și pe norocul meu că nu citesc blogurile. Că ar fi trebuit să mă duc să mă spânzur precum Iuda, fiind condamnat la moarte înainte de a ajunge să vorbesc în sală. În Hristos, dacă n-ai curaj, n-ai curaj. Dar nu judeca pe ăla care se bagă în foc și e pompier de meserie că se duce și stinge focul. Am participat la foarte multe acțiuni în care toată lumea căsca gura pe autostradă când spălau cei de la Smurt pe jos, când pompierul era în foc, când bietul medic fugea repede cu trusa să-i facă respirație gură la gură sau să-i facă un masaj cardiac cât unui mort. Toți erau cu gura căscată, dar de masat masa el. Dacă în fișa ta de post creștină scrie că ai o harismă specială pentru a face misiune față de cei care s-au rătăcit de la adevărul ortodoxiei, Dumnezeu vă va pune de fiecare dată în situația aceea. Dar să știți, Hristos n-a creat o rezervație de ciocănitori care să se bată cu alte ciocănitori. Hristos a dat drumul Harului Duhului Sfânt să întărească pe oameni pentru a vesti Evanghelia oamenilor. Dacă pierdem din privire, din viziune acest lucru, suntem pierduți. Ce părere aveți despre Antena 3? Asta apropo de sectar, nu? Mă gândesc așa, ca prostul, cum am vrut eu să mă fac jurnalist și ce a ieșit din mine. Și mă gândesc la unii cum am vrut să se facă popi și ce a ieșit din ei. Sunt oameni de calitate în toate televiziunile. Păcat că noi cultivăm scârțitul silicoanelor pe ecran. Și la propriu, și la figurat. Dar vreau să vă rog foarte mult. În zilele acestea din post, rugați-vă pentru toți oamenii care lucrează în mass media. Rugați-vă pentru ei. Ispita e mare. Noi zicem în noaptea de înviere, bucuria e mare, vițelul e mult. La ispita e mare, banii sunt mulți. Și put, ai dracu de urât. Vă rog eu frumos, rugați-vă pentru ei. Înainte de orice fel de concluzie și orice fel de gând. Și cel mai bine ca să-i ajutați la rugăciune e să stingeți televizorul, da? Decât să petreceți o oră ascultându-i, mai bine petreceți o oră ascultându-l pe Dumnezeu. Vă rog eu mult de tot. Butonul la mic dreapta jos. Sau la mic roșu, la telecomandă sus. Ăla cu...
Am făcut cu ani în urmă un avort și mi-am mărturisit păcatul, eu simt că nu mă pot ierta. Mă maci în acest păcat, cum să fac să mă iert? Luați-vă inima în dinți. Există un mod de a trata lucrurile foarte serios și vreau ca în seara aceasta așa să vă gândiți. Pentru a putea să mergeți mai departe, este important nu să vă iertați și nici să vă ierte Dumnezeu, ci să înțelegeți că în Hristos există iertare. Să nu-i puneți lui Dumnezeu garduri. Să spuneți, Doamne, eu știu că Tu nu mă poți ierta, că eu sunt proastă și am făcut asta și asta. Veniți-vă în fire. Și rugați-L pe Dumnezeu să vă dea liniștea să-I auziți glasul. E foarte important să-L auziți pe Hristos vorbindu-vă. Nu spun să-L vedeți neapărat că nu suntem toți mari mistici. Dar căutați să vi-L apropiați pe Dumnezeu și veți auzi ce vă zice. El este extrem de riguros și extrem de iubitor. Extrem de tandru. Avem un Dumnezeu tandru. Uneori ne așteaptă chiar în clipa în care greșim, imediat să ne întindă mâna. Și uitați-vă cât dar v-a dat Dumnezeu de atunci încoace. Pe măsura pocăinței a venit și darul. Și să le dea Dumnezeu sănătate celorlalți copii pe care i-ați născut. Că sunt convins că i-ați născut. De ce în funcțiile de conducere și de decizie se află persoane care nu sunt puse pe bază de competență? Na. Cum? N-avem noi oameni competenți. Mai copii, veniți-vă în fire. Nu, nu. Nu generalizați că riscați. Nu generalizați. În fiecare sistem românesc, în fiecare serviciu românesc, există niște oameni extrem de competenți pe seama cărora incompetenții fac carieră. Dar e problema lor că își fac carieră în timp ce ceilalți muncesc. Există oameni care merg la servici la 7 dimineața și vin la 11 noaptea, făcându-și datoria până la capăt. Nu vă luați după aparențe. Ideea că România e condusă de incompetenți e părerea televiziunilor conduse de competenți. Voi știți că nu e așa. Îi vedeți pe prietenii voștri, pe camarazii voștri, pe colegii voștri, pe dușmanii voștri câteodată. Cel mai interesant este să ai un dușman competent. E super să te încontrezi cu unul care e deștept și competent în ceea ce face. Amândoi aveți de câștigat. România este condusă de incompetenți pentru că politica naște incompetenți. Creează o lehamite, o lipsă de morală, o mulțumire de sine. Iar România Liberă ne-a spus că astăzi, pe prima pagină, că unul din 10 membri ai Parlamentului e pușcăriabil, dacă nu sunt deja la pușcărie. Deci, când din Parlament faci adunătură de pușcăriabili, competențele nu sunt în Parlament. Sunt la baubau ăsta național. Dumnezeul nostru autonom. D-N-A. Și în alte secții, care le mai arată așa un pic obrazul din când în când, câteodată le mai arată și baubau și câte un act așa, câte o hârtiuță mică. 3,10 luni. 6,4 ani. Tu! Supărați! Apropo de competență, discurs în seara când au fost arestați băieții ăștia din fotbal, nevinovați, toți, că nici nu știu cum n-am pictat icoane cu ei să ieșim pe stradă. Eu mă mir. N-am dat noi cu aghiazmă mare pe câțiva, mai ales pe aia doi care sunt frățiori acolo. Ma, niște moace de nevinovați la 65 de milioane de dolari, de euro, averea. Niște muncitori cu ziua, domnule, nici nu știu. Nu v-ați dat seama, i-au plecat de la săpatul șanțurilor. Și unul dintre băieții de la televiziune, e drept că era pe un canal sportiv, deci la ăștia nu știi la ce să te aștepți niciodată, că îi confundă fundașul cu atacantul, portarul cu antrenorul, deci nu e o problemă, deși nu toți. E bine, la un moment dat, zice unul dintre ei, DNA-ul îi devine că au fost arestați ăștia. Îndrăznesc să spun, Felix culpa, fericita vine de a prinde hoțul. Există și o incompetență care ne este dată de oameni mediocri. Dar să știți că avem, România funcționează pe oameni competenți. Am recuperat teritoriul din Ucraina în România, în dărât, pe seama unor competenți. Stau autostrăzile în picioare pe seama unor oameni competenți. Chiar dacă i-a zut așa, ca nimeni, în blugi, cu niște dălea cu dungi pe ei, că ei nu iau lozul. Băieții care iau lozul nu se văd, că ei apasă pe botoane și pe taste și pe touchscreen, că toți au touchscreen, n-ai touchscreen, nu există. Da? Liniștiți! Dar ăia de acolo... Aia de acolo, tot respectul pentru ei. Să țineți minte ce vă spun.
Cine știe să sudeze două capete de bară la e competent. Moare țara din lipsă de sudori, de frezori. Nu mai zic de... Doamne ferește să vi se strice vreo instalație de apă acasă. Aveți grijă ce chemați. Chemați instalatorul de apă, ce, dar eu nu știu decât bucata asta de țeavă să o fac. Restul... O să ducem dorul bătrânilor, vă dau scris. Ultimii mari meseriași români sunt pe cale de dispariție. Plătim pe papuci cât n-avem curaj să dăm pe pingele. Dar din pingele ar fi mâncat românii, din papuci mănâncă alții. Asta e incompetența noastră națională. Roșii de Bruxelles. Aducem roșii din Olanda. Le popăm, ni se face burta mare și suntem sătui. Știți că există un personaj în Scriptură care mânca roșii aduse din Occident? Micuțul la risipitorul care mânca și se umfla burtica lui și porcișorilor peste care era pus șef. Și noi așa, în general, noi mâncăm lucruri. România, cea mai mare exportatoare de fructe din Europa, ți se face rău. Câte milioane de euro s-au spălat în portul Constanța, de unde și dragul de portul Constanța pentru un anumit partid care nu gândește decât la binele poporului. La nesfârșit la binele poporului. O să spuneți, mă, popa asta are ceva cu ei. Na. Eu am ceva de dragul alor mei. Am ceva de dragul mamei. Mamei mele și mamei voastre și bunicilor voștri. Care trag de 30 de lei, de 300 de lei. Vouă care vi se pare ieftin să dați 50 de lei la făcut la lungitul unghiilor. Atenție! Sunt bătrâni în țară care trăiesc cu mai puțin de 50 de lei pe lună. Și ăștia care credeți că aveți burse mici când le aveți, vă spun eu, în Etiopia, salariul unui profesor plin, cu normă întreagă într-o școală, este de 8 euro pe lună. 8 euro pe lună! Iar masa de prânz costă 2 euro. Nu mănâncă decât 4 mese întregi pe lună, dar după aceea cu ce trăiește? Nu mai zic de Cuba, unde măcar statul le asigură orezul, făina, uleiul pe lună. Au cotă la toate. România a uitat că a trecut prin cozi și cote. De aici ni se trage. A, vai, dar brânza aia era expirată, dragă. Dar cum așa? Păi au trecut 5 minute de când s-a expirat. Dar nu vezi pe aia expirată de 20 de ani în același magazin. Veniți-vă în fire. Este mai bine să avem duhovnic și povățăitor în drumul nostru spre mântuire. Este mai bine în raport cu ce? Cu să n-aveți? Păi totdeauna când ai ceva e mai bine decât dacă n-ai nimic. Totuși să n-ai un câine când ai vrea să ai o pisică. Să n-ai un pește când ai vrea mașină. Nu? Sigur că e bine să aveți. E important să aveți pentru că aveți nevoie întotdeauna de de o oglindă de control. Care nu când voi vă strâmbați să zică bravo, bravo, ce competență ai dezvoltat. Ce este smerenia? Asta e întrebarea. Această taină se cinstește cu tăcerea. Pentru fiecare smerenia e câte ceva. Fiecare ne smerim în câte ceva, dar nu ne dăm seama. De exemplu, smerenie este să-ți iubești copiii. Tot noi fac ăștia câte una, îți vine să-i caci în picioare. Și nu-i bați, nu pentru că ți-au zis europenii, ci pentru că ți-i drag de ei. Tu le dai toate bucuriile, toate... Uneori e chiar periculos că le dai toate. Și ei se mărită și pleacă de acasă. Fetele și băieții se zoară și pleacă de acasă. Cei mai smeriți oameni pe care i-am văzut sunt părinții fericiți de cununia copiilor lor. Cei mai smeriți oameni pe care i-am văzut sunt duhovnicii fericiți că au iertat 100 de oameni pe zi și că a doua zi s-au împărtășit toți. Smerenie este să știi locul tău în care Dumnezeu te-a pus, nu locul în care vrea să te pună oamenii. V-am mai povestit eu odată că m-am terminat odată o predică la catedrală și mi-a zis o tante, zice, vai părinte, ce frumos ați predicat. Zic, știu și dracu mi-a zis asta, din aur. O să ziceți că asta nu e smerenie. Nu, e normal. Nu faptul că zic, eu sunt un smerit așa și îmi dau ochii peste cap și îmi pun o coadă de cal lungă de 40 de metri în spate și niște mânecuțe lungi așa, când bag mâna prin ciorbă, iau și carnea și lingura. Dacă pentru asta ar fi venit Hristos, gândiți-vă la smerenia Domnului care admite până la capăt și iartă până în sfârșit.
Și ce înseamnă de fapt a fi smerit? Să faci gestul lui Hristos în noaptea aceea teribilă de înviere. Să calci pe moarte. Asta înseamnă să smerești. Să te smerești. Să ai capacitatea de a călca pe propria ta moarte. Să zici, asta nu mă interesează. Părinte, din punctul dumneavoastră de vedere, poate fi binecuvântată relația de prietenie în scopul unei căsătorii dintre un tânăr teolog care și-a păstrat fecioria și o fată care și-a pierdut fecioria într-o relație anterioară? Ce sfat îmi puteți da mie ca teolog, ținând cont că ne înțelegem bine? Cine ți-a dat autoritatea să o întrebi pe fată cum se simte? Măgarule! Trebuia să lași fata în pace și când îți spunea să găsești soluția împreună cu ea, nu împotriva ei. De ce expui fata? Nici măcar în glumă, ăsta nu-i subiect de conferință. Ăsta e subiect de tine și duhovnicul tău. Amin. Am o prietenă care se spovedește, dar nu simte că îi pare rău. Cum poate dobândi lacrimi de pocăință? Mă, copii, nu mai citiți atâta, că vă stricați de cap. Cipriane, tu ce zici? Așa e. Băi, copii, băi, oameni, mă. Păi la... Doamne. Mă apucă lacrimile de pocăință când... Măi, oameni buni, măi, nu mai judecați ce... Auzi, dar de unde a scos-o voi că trebuie la... Cum se măsoară gradul de pocăință al unui om? Prim smiorcăit? Păi a plâns, era să zic cine, i s-a rupt inima că unul nu mai candida și nu părea prea pocăit. Băi, oameni buni, veniți-vă în fire. Știți ce înseamnă pocăința în spovedanie? Să admiți că te-a iertat Dumnezeu. Acolo pocăiți-vă. Și pentru asta e nevoie de foarte multă bărbăție. Să admiți să fii gol înaintea celui care te știe gol. Numai tu crezi că te vede tot timpul înțolit la patroace. Hristos nu e în direcția în care priviți. Închipuiți-vă că ne-ar fi dat toate nou, tot Noul Testament, le-ar fi dat cu adaos de șervețele. Există un soi al lacrimilor la care nu se expun niciodată și nu se vorbește despre el. Știți ce înseamnă să plângi copilul care a murit? Sau copilul care nu s-a născut? Aveți habar ce înseamnă să conduci un muribund la o operație din care știi sigur că nu mai iese? Știți ce înseamnă să nu știi dacă mai ieși dintr-o operație sau nu? Nu puștizați spovedania. E mult mai adâncă. La spovedanie mergeți și spuneți unde vă sunt greșelile. Și Dumnezeu vă va ierta și vă va ajuta să vă îndreptați. Veți descoperi prilejuri de pocăință în mii de alte momente din viață care vor depăși momentul spovedaniei. Eu cred, părerea mea personală este că de la spovedanie ar trebui să ieșiți mai ușor cu vreo 2 tone. Nu doar pentru că vi s-au ridicat păcatele, ci pentru că sufletul se bucură. Iar sufletul care se bucură, îi vine să pupe tot. Și colțuri de șosea, și mașini, și oameni, și câini, și pisici. Grigore Vieru, când a venit în România prima dată și a văzut în litere latine nu iertați, nu călcați pe iarbă, în fața gării de nord, desculț, s-a pus în genunchi și a început să sărute iarbă. Și apoi tabla pe care scria nu călcați pe iarbă. Este un approach bun pentru limba română. A fi, până la urmă, în lacrimi, e un dreptul tău la intimitate. Ca duhovnic, n-ai voie să forțezi nimic. Ca preot la mormântări, ferească-te Dumnezeu. Jalnici ascultător și întristată adunare, ține de altă cultură decât cea pe care Evanghelia lui Hristos ne-a pus-o la îndemână. Să ai curajul ca preot. Să vă spun, uite, vă zic un moment de pocăință. Și cred că Părintele Ciprian nu zice că nu e așa. Să te ferească Dumnezeu ca preot să mergi să mormântezi un copil. E cumplit. Și acolo, dinaintea părinților lui, îți ceri iertare că Dumnezeu le încearcă uneori credința și așa. Nu e asta lacrimă de pocăință? Să mergeți la, când vă mai vine să vă pocăiți,
Vă rog, mergeți și faceți voluntariat la oncologie, copii. Jucați-vă cu ei. Spălați-le WC-urile, că nu mai avem cine să o facă. Suntem un stat sărac. Mergeți într-o casă unde stă un paralizat și mirosiți boala și ajutați-l să nu mai miroasă. Și atunci vă cred. Cum să ajutăm pe romi să se integreze în societate? Spuneți-ne dumneavoastră despre experiențele dumneavoastră de la Sibiu, dacă ați participat la acțiuni cu romii. În fiecare zi particip la acțiuni. Ei cu mine. Să știți că gogorița asta cu romii care trebuie integrați e una dintre cele mai mari absurdități. Să integrăm în ce? În cultura noastră românească pură? Ați fost foarte des citați ca oraș despre o rampă, nu? Un raport cu o rampă de gunoi de lângă Cluj. Au trebuit să vă arate oamenii să o vedeți. Să știți că eu sunt convins că au fost oameni care au făcut sute de proiecte europene de integrare acolo. Nu știu de ce miros eu că acolo. Avem niște cobai pe care îi expunem din când în când să mai scoatem niște bănuți. Italia a trăit drama asta. Timp de ani de zile, Uniunea Europeană le-au dat bani pentru integrarea romilor. Italienii care sunt niște sfinți. Să nu vă gândiți că fură statul italian. Doamne ferește! Actualul guvern e unul dintre cele mai iubite guverne din Europa ultimilor 500 de ani. Adică... Și când li s-au tăiat banii, dintr-o dată romii au devenit o problemă. Câtă vreme pe seama romilor se aduce bani, nu sunt o problemă. Problema este că parohiile noastre sunt singurele care real, fără să fie plătite de nimeni, chiar au făcut eforturi să integreze. Copiilor sunt botezați, copiilor sunt împărtășiți, stau în același catastif cu ai noștri, punând ghilimele de rigoare, ba chiar te poți încăpățâna ca preos, tocmai pentru a mai tăia un pic din năsucul unora, să-i pui pe copiii romilor să stea în primele bănci la o altă cu ceilalți copii. În condițiile în care copiii nu trebuie să stea doar până la ușă, să nu tulbure cumva liniștea mistică a credincioșilor de diferite vârste, mai ales către vârste foarte înaintate, care sunt foarte deranjați de prezența copiilor. În sensul că în timpul liturghiei sunt treziți din somn și ferească Dumnezeu, cade omul, se accidentează. A? Experiența mea aceasta este, am luat copiii din spatele bisericii și i-am pus în dreptul altarului, ba pe unii am băgat și în altar și să știți că e unul dintre marele câștiguri. Dacă vrem să-i avem, trebuie să-i spălăm. Trebuie să învățăm să-i spălăm, să le oferim șansa să se spele, să mănânce, să se îmbrace, ceea ce avem de făcut de altfel și cu copiii noștri. Stați liniștiți. Da? Noi tot cu ochii după ei am uitat de ei noștri. Am făcut la proiecte de integrare încât i-am dezintegrat pe ei noștri. Spuneți-ne cea mai haioasă întâmplare pe care ați petrecut-o în facultate. Eu n-am petrecut în facultate nimic. A fost un bătut în cap. Părinte, de câte ori ați vorbit cu ierarhul moldovean susținut de Moscova în limba rusă? Și de câte ori ați fost în Rusia? Cu ierarhul moldovean care vorbește numai în limba rusă, din punctul meu de vedere, și știți foarte bine că mă refer la limba de cult acum și la modalitatea de a se adresa, n-am mers să vorbesc, pentru că din punct de vedere canonic nu mă pot duce decât invitat de el și în condițiile în care patriarhul meu, vorbitor de limbă română printre altele, îmi acordă binecuvântarea să o fac. În al doilea rând, în Rusia am fost de suficient de multe ori încât să văd și sufletul mujicului și mojicia falșilor creștini de acolo. Ghinion. Din 82 am mers de câteva ori în Rusia. I-am văzut și comuniști, și neocomuniști, și fals necomuniști. Și dincolo de toate, nu trebuie să ajung într-un loc ca să simt pulsul locului. E suficient să le văd roada. Iar roada e Crimeea. Spasiba. Îmi pare rău dacă v-am jignit vreun sentiment prorusesc, dar să știți că nu sunt nici pro-grec, nici pro-sârb, nici pro-rus. Îndrăznesc să spun că încerc să rămân pro-român, în sensul că eu cred în continuare că cea mai echilibrată ortodoxie din lume la ora actuală este dată de ortodoxia de bun simț a românilor. Aș mai zice ceva, dar mă abțin.
Ce ar trebui să facă o preoteasă care este toată ziua singură cu copiii și părintele are mereu activitate? Cum să accepte situația? Păi, luându-vă copiii în brațe, iubindu-i, înțelegând că v-ați pus la jug lângă părintele, îmi pare rău că nu v-a zis părintele de la început ce vă așteaptă, dar în mod normal, eu am spus de foarte multe ori că noi ar trebui să facem niște cateheze pentru viitoarele preotese. Nu, preot nu înseamnă asfalt sub toc. Nu, preot nu înseamnă apă curentă neapărat. Nu înseamnă Volkswagen, Mercedes, cu atât mai puțin. Preoteasă înseamnă să fii dispusă să mori cu preotul tău. Cu iubirea să mori, cu iubirea să învingi. Chiar dacă nu în semnal de cocor, ci în semnalul lui Hristos, chiar e nevoie de jertfă. De ce ne e frică de moarte și cum putem să înțelegem mai bine această trecere? Păi ne e frică de moarte pentru că ne e frică de tot. Ne e frică și să trăim, uitați-vă la noi. Ne e frică să respirăm, ne e frică să zicem adevărul, ne e frică să gândim. Toate fricile astea acumulate poartă în ele frica de moarte. Mai este o frică teribil de interesantă, frica fundamentală că în urma noastră nu rămâne nimic. Păi dacă nu facem nimic, ce să rămână? Oricum, Scriptura ne spune că viața noastră e ca zbaterea unui zbor, al unui cârt de gâște sălbatice pe cer, ca mersul prin apa al peștelui. Până la urmă, problema cea mai mare nu este cum învângi moartea, ci cum reușești să vezi dincolo de ea învierea. Asta e lecția creștinismului. Mântuitorul Hristos n-a venit să ne învingă de frica de moarte. Ne lasă cu frica de moarte. Dar învinge moartea. E altceva. Ce părere aveți despre actori? Păcătuiesc aceștia atunci când joacă rolurile personajelor negative? Cred că e un risc pe care și-l asumă și este o profesiune extrem de grea. O respect cu toată seriozitatea. Pentru că în urmă cu ceva luni, rugându-mă colegii mei de la teatru să predau copii, tinerilor de acolo, ca să zic copii și jignean, că sunt oameni din toată firea, un curs de demonologie, pentru că urmau să vorbească despre să-și pune în scenă demonii lui Dostoevski, le-am vorbit despre Hristos. Treaba mea nu este să judec actorii, ci să înțeleg ce vor să-mi transmită. Din nefericire pentru noi, ei au intrat în construcția periculoasă a unei lumi virtuale, care pare mai reală decât lumea reală. Și provocarea la adresa noastră aceasta este că am început să credem în actor mai mult decât în sfinți. Numai departe de aseară, când domnul Van Damme a vizitat biserica de gheață de pe Făgăraș. Și erau câțiva acolo. Oh, Van Damme! Omul n-are nicio vină că trăiește. Cunosc oameni care au jucat în roluri negative de foarte mare calitate morală și niște oameni absolut de excepție. Să țineți minte că, de obicei, mai ales în teatru, e folosită fața care comunică cine știe ce întorsătură de suflet. Problema e că în ultima vreme noi ne-am obișnuit să ne zâmbească tot timpul ceilalți. Asta nu e o stare normală. Se poate trăi o isihie autentică în lume? Da, cu o singură condiție. Să nu vă dați mari. Părintele Arsenie Boca spunea la un moment dat că e mult mai importantă ascultarea decât nevoința, pentru că nevoința te îngânfă. Ascultarea nu. Ascultarea asta e maioneza, camarade. Te lasă așa cum ești. Cum ne putem ajuta prietenii influențați de New Age, yoga, etc.? Asta ar fi culmea, să vă apucați și voi să faceți ca să înțelegeți sistemul, da? Încercați să fiți destinși și să pricepeți că toți suntem în mâna lui Dumnezeu. Cereți ajutorul lui Dumnezeu. Dacă veți face de capul vostru, vorba poveștii porcului. Dacă e din cap, dacă e de la alții, rău te-au învățat, dacă e din capul tău, rău cap ai avut. Este una dintre cele mai mari încordări împotriva unei spiritualități false pe care ne-o propune epoca modernă. În jurul nostru, toată lumea ne propune o alternativă soft la creștinism. Oricum, tot ce ajunge la noi este capătul culturii yoga, capătul culturii New Age. Dar nu putem să spunem nimic greu, pentru că atâta vreme cât un violator de copii și de tinere, care este domnul Bivolaru, se mișcă liber în Europa, cu avizul tuturor academiilor de drept internațional și pe bază de lege, morala creștină chiar nu mai contează.
Deci fiți copii cu minți și încercați să vă rugați pentru ei și să nu vă abateți din rânduia la bisericii. Dar nu gustați că s-ar putea să înceapă să vă placă, deși vă atrag atenția. Când ai diabet, dacă mănânci prăjituri, ești mort. Prietena mea este greco-catolică și dorește ca eu să-i botez copilul, să fiu nașă. Consideră că dacă nu fac acest lucru, Biserica Ortodoxă este împotriva lor. Cum să procedez? Biserica Ortodoxă nu este împotriva nimănui. Biserica Ortodoxă le-a îngăduit unora să aleagă calea pe care vor să urmeze. Eu zic să fiți cu minte. Crezul greco-catolic uneori, în anumite situații, se mai rostește cu filiogve. Cum să fiți nașa unui crez pe care nu-l mărturisiți? Dar ce facem? Biserici pe mode și pe prietenii? Și eu am prieteni foarte mulți de la greco-catolici, chiar preoți, chiar credincioși. Asta nu înseamnă că mă duc în biserica lor să-mi bag botul în potirul lor. Nu mă interesează, e alegerea lor. Nu sunt obligat să am aceeași alegere cu nimeni. Sigur că nu se poate rupe o prietenie dintre asta, dar nici nu poți forța o prietenie pentru asta. Am acum o situațiune tragico-comică, așa. Supărați foarte tare niște tineri că nu admite Biserica Ortodoxă nici gradul de rudenie, nici diferența de vârstă, mai cu seamă. El e un tinerel la vreo 60 și ia o boșoroagă la 22. Și că biserica își ține totuși echilibru așa și zice, bă, copiii, stați mai ușurel, stați că nu e așa. Au găsit soluția. S-au dus la ceilalți. Și le-a zis, nu vă lăsați furați de imaginea că vi s-a deschis o ușă. De fapt, vi s-a închis o poartă. Și aia e poarta împărăției. Cine crede în Evanghelie nu jonglează cu lucrurile fundamentale. Părinte, cu părerea, ce părere aveți pe Consiliul Mondial al Bisericilor, unde ci că sunt 345 de biserici? Eu știu că Hristos a întemeiat o singură biserică, nu sute, că nu s-a împărțit Hristos. Este un lucru bun Consiliul ăsta. Consiliul Mondial al Bisericii este o instituție, nici ei nu înțeleg prea bine ce sunt, dezvoltată din nevoia de a comunica în situații foarte grele. Vreau să nu uitați că, în general, mișcarea ecumenică și ulterior Consiliul Bisericilor s-a creat în condițiile în care ortodoxii ruși, ortodoxii români, sârbi, bulgari erau sub foarte mari nevoi și într-o foarte mare nevoie de susținere. Nu mai zic de creștinii chinezi care ați văzut până azi au probleme, sau ferească Dumnezeu să fii creștin în Coreea de Nord. Este un fel de instituție de ajutorare în astfel de situații. Are mai mult aspectul unei instituții de asistență religioasă transpartinic, așa, transfrontalieră. Nu trebuie să luați neapărat în serios documentele lor. Eu personal nu le citesc, nu mă interesează. E ca ce primiți pe Google tot timpul de la diferite alianțe și anumite și diferite grupuscule de tot felul care își expun doctrina lor, dar nu ești obligat să te atașezi lor. Diferența fundamentală între ei și biserică nu este faptul că ei n-au taine, n-au nimic. Adică un consiliu de biserici înseamnă mai mulți oameni din mai multe biserici alcătuind o instituție în care își spun, dau cu părerea și se întâlnesc să discute. E interesantă constituția a unei astfel de consiliu în Ghana, de exemplu, unde în fața islamului din Ghana, mulți dintre președinții Ghanei sunt musulmani, mi se pare că și cel actual este așa, singura posibilitate a creștinilor de a crea un front comun, pentru că tot nu se unesc bisericile într-una singură, a fost să alcătuiască din toate bisericile un consiliu care să reprezinte o autoritate prin care să vorbească președintele bisericilor. E o soluție. Dar este o soluție instituțională, nu are legătură nici cu Harul Mântuitorului, nici cu învățătura de credință a bisericii. Când sar calul, trebuie amendați, fără îndoială, și v-am zis, nu-i musai să ții, nu emit dogme. Emit păreri pe care le poți ține, nu le poți ține, nu. Nu-i literă de lege nimic din ce zic. Este adevărat că s-au convertit penticostali la ortodoxie după ce ați vorbit în Biserica Penticostală din Beiuș? Eu sper ca măcar ortodoxi să fi rămas ortodoxi. Într-o lume atât de liberă, cum să te abții de la păcatul desfrânării? Asta e faină. Asta e cu cap. Greu. Cu efort personal. Nelăsându-vă luați de val și nehiperbolizând păcatele pe care le faceți. Vedeți că una dintre marile probleme pe care le avem este că dacă sughițăm, vorbim la spovedanie mai mult de sughiți decât de actul sexual. Știți?
Am sughițat în biserică, părinte, în repetate rânduri. Dar uite să spui ce ai făcut acasă, știi? Deci fiți atenți. Dacă vreți să scăpați de desfrâu, nu hiperbolizați nici unul din păcatele pe care le aveți. Spuneți-le pe nume și încercați să le tratați duhovnicește. Părinte, am aflat de la o rudă că mama a făcut întrerupere de sarcină după ce ne-a născut pe mine și pe sora mea. Mama nu mi-a povestit niciodată despre lucrurile acestea. Păi și ruda aia. Dar de când sunt mamele subiect de expus la copii? De când sunt mamele subiect de expus la copii? La avort tata unde era? Dar ruda care dă din plisc. Unde erau oamenii bisericii din familie sfinți cu batice de 14,8 pe 15,9? Ce pot să fac pentru ea și pentru familie? Băi, dacă ești fata mamei tale, te și iau în brațe, te-a lăsat să trăiești. Dacă tot era în trend ascendent de avort și ai scăpat, du-te și pupă-i picioarele. Mamele nu se judecă niciodată. Terminați cu prostiile astea. De unde tupeu ăsta pe noi? N-ați apucat să treceți peste prima dragoste din viață și vă judecați mama pentru două morți induse? Vorbiți acum de liber și de libertate și de sfrânaj. Aveți senzația că sub comunism era altfel? Că se făcea cu Andreaua de Baba Rada. Sigur. Erau condiții superioare de sănătate. Terminați cu prostiile. Mergeți acasă și în prima seară când ajungeți acasă, vă luați mama în brațe și sărutați picioarele. Canon! Și cereți iertare că n-ați avut curaj să recunoașteți că ați făcut exact la fel. Nu mai judecați oamenii din jurul vostru. Trăiți-vă viața și la sfârșit tragem dungă. O muri și o-mi vedea. Au dat ăștia la televizor filmul cu decreței și toate hlizitele sociologii au dat din... Au uitat să ne spună tot băieții deștepți că la Atos un părinte susține că l-ar fi văzut pe Ceaușescu mântuit. Pe baza mulților copii născuți. Numai eu nu știu dacă viziunea este reală, că mi-e mcat dinții la 40 de ani din lipsă de calciu. Și am stat câte 6-7 ore la coadă la un litru de lapte. Domnișoara care vă judecați mămica pentru avort, ați muncit vreodată în fabrică, fără căldură, 12 ore pe zi? Ați parcurs drumul din sat până la prima gară pe jos? Ați încercat să puneți pe masă unor copii și unei familii dintr-o jumătate de pachet de unt pe lună câte un sandwich fiecăruia? Mama dumneavoastră a făcut minuni. V-a ținut în viață. Și s-a ținut în viață. Reconfigurați întrebarea. Ce pot face eu ca niciodată eu sau fiica mea sau nepoata mea să nu mai treacă prin ce a trecut mama? Și am să vă spun. Dar până nu-mi spuneți, nu vă spun. De ce creștinii ortodoxi, în special la cei practicanți, mă refer, se opresc de obicei la un număr de 2-3 copii? Asta este o cercetare sociologică. Și apoi cum procedează să nu trăiască în păcat? Dar întrebați dacă tot aveți date fixe. Practic abstinența în cazul căsniciei? Da. Ca să nu mai aibă copii? Da. Ia uite cum vă băgați în patul oamenilor. Păi, bravo, bă. Biserica salon de ginecologie. Bravo, copii. Avor la mama și vă doare pe voi ce fac alții în pat. Dar vedeți-vă de patul vostru, bă, copii. Sigur că e una dintre probleme, dar eu nu cred că este fundamentală. Sunt copii credincioși, practicanți, uite, dacă vreți, treceți munții, băi. Treceți câte Moldova să vedeți sate cu câte 80-12 copii, băi. Că în Ardealei 2-3, iar în Banat 1, că n-au putut face jumate. Ce părere aveți despre masoni și influența lor negativă asupra societății contemporane? Păi dacă îmi puneți așa întrebarea, pot să fiu atât de nebun să mă sinucid, să zic, îmi plac că o influență negativă? Nu cred în bărbații care poartă șorți. Punct. Decât cei care fac de mâncare copiilor lor. În rest, nu cred.
niște copii mari cu jucării care se încântă de clopoței, de mânecuțe, ăștia nu pot fi normali. Dumnezeu să mă ierte. Au o doză de infantilism. Dumnezeu să le ajute. Se reunesc acolo, fac milostenie, adică ne dau și nouă 0,000 la mie din ce câștigă ei și noi trăim într-o Românie multilateral dezegoistizată. Fiți cu minți. Jumătate din ei nici nu știu că sunt masoni. Ei cred că sunt la o societate de binefacere. Lion, SRL, Royal, nu știu care, aia săracii sunt pe nicăieri. Pe nicăieri au fost și înainte, pe nicăieri sunt și după, că ei săraci cred că asta e o chestie. Sigur că dacă ne dăm cu ăștia, intrăm în față, ne bagă, aiurea. Minciunică. Nu, Dumnezeu să ierte săraci, dar nu. La copii cu ștaif, le trebuie jucării cu ștaif. Sigur că eu sper că ați înțeles bine aluzia mea. N-ai cum să fii de acord cu ceva ce rupe biserica. Chiar dacă miroase bine și se îmbracă la costum Armani, adică să ne înțelegem. Ce înseamnă lepădarea de sine? Cum se poate realiza concret în viața de zi cu zi? Uite, lepădarea de sine este să ai curajul să recunoști că s-ar putea să ai opinie contradictorie cu celălalt. Și opinia lui să fie corectă. Lepădarea de sine înseamnă să reușești, nu vă întreb ce ați mâncat la ora asta, dar vă pot întreba, n-ați bea și dumneavoastră un suc de portocal, un fresh? Lepădarea de sine înseamnă să stai de vorbă povestind despre Dumnezeu în timp ce ceilalți își beau fresh-ul. Și tu să nu-i judești că ei beau fresh în timp ce tu vorbești despre Dumnezeu. Lepădarea de sine înseamnă să nu te crezi tu punător de coadă la prună și gaură la macaroană. Asta e boală românească. Toți inventăm găuri noi la macaroane. Adică a te lepăda de sine înseamnă a-ți lua în serios starea în care Dumnezeu te-a așezat. Dar să știți că nu e ușor. Mai încercați. Am un coleg, virgulă, om bun. Bravo! Într-o discuție am spus că presupunând că a fost Big Bang-ul din care se zice că s-a format Universul, firul de nisip de la care a pornit tot, tot trebuia să-l facă cineva, adică Dumnezeu. M-a întrebat, dar pe Dumnezeu cine l-a făcut? Nu acceptă răspunsul gen, uite-te în viața ta să-L cunoști pe Dumnezeu sau eu sunt cel ce sunt. Mulțumesc! Na, și ce să-i facem omul? Să-i dăm un Big Bang în cap? Dacă e un om bun, iar bun e numai Dumnezeu, deci deja vă aflați într-o detașare de învățătura morală creștină, bun este numai Dumnezeu, omul poate fi bunicel spre bunuț, glumesc acum. Deci dacă e un om bun, și sunt convins că așa este, sigur vă va da Dumnezeu ce să-i răspundeți. Dar nu forțați răspunsuri dacă omul nu are întrebări. Omul pare n-are nicio întrebare, el se simte bine așa. Ce aveți voi cu binele lui așa? Noi nu credem în Big Bang, dar ne comportăm ca și cum ar urma Big Bang-ul. Ia uitați-vă în biserică cum stăm. Tugrum, tugrum, la bobotează. Bing, bang, tuș, bătălii pe apă. Deci oamenii sigur că, știți care e răspunsul corect? Lumea nu se putea naște dintr-o catastrofă. E prea frumoasă. În mod cert, lumea nu se putea naște dintr-o catastrofă. E prea frumoasă. Și oricât de excepțional ai fi în matematică, conștientizezi că există un capăt de șir. Iar capătul de șir este o mulțime vidă. Spuneți asta. Că mulțimea vidă care pune capăt șirului matematic al lumii, care are modelul 1, 0, 1, 0, 0, 0, cât vreți, 1 și 0 sunt singurele cifre, de fapt, nu putea fi decât Dumnezeu, cel care a făcut trecerea de la 1 la multiplu. Pentru că multiplul lui 1 nu este 2. E 3. Tată, Fiu și Duh Sfânt. Da? Dumnezeu nu ne-a chemat să aburim oamenii ca să creadă în ce credem noi, ci să-L mărturisim pe Hristos că e viu și că face minuni. Iar una din minuni va fi că omul bun va deveni și mai bun. Ce pot face ca să pot ajunge în împărăția cerurilor? Mamă mia! Fiecăruia dintre noi, în mod cert, Dumnezeu ne-a dăruit un mod de a fi pe cale. Despre mine toată lumea spune că sunt bufon. Da, dar e calea mea. Și zice, sunt foarte aspru judecați că râdeți la conferință. Rău frumos. Deci am ajuns de râsul vostru. E calea mea. O simt. O simțiți și dumneavoastră.
Nu știu ce puteți face să ajungeți în Împărăția lui Dumnezeu. Întrebați pe cineva care vă cunoaște, vă stă aproape și vă sprijină. Începeți prin a vă căuta duhovnic. Și nu al căuta. Începeți prin a găsi duhovnic. E o trușoz. Părinte, de ce se spune în timpul liturghiei iarăși și iarăși să ne rugăm cu frică și iubire de Dumnezeu? Tu știi de asta? Nu, nu. Când luăm potulicem cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste să vă apropiați. Dacă ați auzit pe undeva asta cu frică și iubire, părintele ăla are o ediție a liturghiei numai de el știută. Da, e o ediție proprie. E pe interne. Și eu mai inventez. Am o ectenie la șomeri. Ați auzit ectenie de șomeri? Vreodată. Încă ne rugăm pentru cei care nu au ce pune pe masa copiilor lor. Și spun așa. Nu pentru ei, Doamne, nu pentru ei, ci pentru copiii și bătrânii pe care îi poartă în grijă. Ne rugăm ție, miluiește-i cu harul tău, întărește-i în credință, în nădejde și în dragoste, dăruindu-le lor pâinea cea de toate zilele. Nu poți să treci ca biserică pe lângă drama șomajului ca și cum n-ar fi. Mureau ucrainienii în piața în Euromaidan și noi în biserică n-aveam nicio reacție. Ne rugam pentru nenea Ioan și Maria, cormilit în timpul săptămânii. Foarte bine, așa și trebuie, dar nu poți să uiți de oamenii aia. A, că acum e politică, fără îndoială că e politică. Tot ce e în lume, în jurul nostru e politică. Dar acolo, știți, e cam poezia aia. Plângi Manole, îți pare rău, însă de murit mor eu, zice Ana. Toată lumea face scenarii și tot felul de articole, dar sunt niște mame care au murit copiii. România. Voi aici sunteți că unii nu mai au posibilitatea să fie aici. Stau aliniați acolo în cimitirul eroilor, pe care din când în când îl măturăm duminica. Știți care e drama noastră? Prima dată cimitirele eroilor erau puse în trecătorile dintre munți, ca niște strategi. Toată România e articulată prin cimitirele de eroi din trecători. Cu timpul, atât de nesimțiți am ajuns, încât Dumnezeu a trebuit să mute cimitirele în mijlocul orașului ca să ne vedem eroi. Și tot nu-i vedem. Tot nu-i vedem. Am făcut eroi din toți panglicarii și toți purtătorii de peruci electorale. Iar pe adevărații eroi, nu merge niciodată să-i vedem. Vă întreb eu așa, care n-ați avut neamul eroi și nu v-au murit la Revoluție? Câți dintre voi v-ați dus să le arătați notele acolo la mormânt? Uite, băi, fraiere, pentru că tu ai murit, eu sunt de 5, băi, la mare. Voi fi un economist de nota 5, un medic de 6. Acolo să vă crape obrazul. Ați fost vreodată? Dacă nu, cred că e momentul să o faceți. Nu este frica un sentiment negativ de care toți încercăm să fugim? Nu! Mi-e frică că nu mă mai iubește. Ba, te iubește, mă! Frica unor e revelatoare de iubire. Ne e frică de moarte, dar vedem și iubirea lui Dumnezeu care ne ține în viață. Păi pot eu fi supărat pe frica din mine? Nu! Părinte, am o problemă cu privire la artă. Aici sunt nul. Arta contemporană promovează foarte mult carnalitatea. Ah, da, așa e. Am văzut eu la Atena, acolo, la Academia lui Aristotel, erau toate statuile îmbrăcate. Toți erau cu glugi. Violența. Citiți Iliada și Homer. Acolo se dau cu parfum la fiecare pagină. Și valorile imorale. Edip, rege. Aia e valoare fundamentală de moral. Cu băi oameni buni. Dracu e idem, ibidem. Aceeași lucrare, aceeași pagină. Cititorii trebuie nărăviți altfel. Da? Bun, să revenim. Dacă apar lucrări cu mesaj moral, ele sunt marginalizate. Ar trebui să mă apuc de icoane? Nu am inclinație pentru așa ceva. Nici nu vă trebuie. Nici nu vă trebuie. Am văzut niște icoane făcute de niște neaveniți cu Maica Domnului creață și buzele roșii făcute. Semănau cu preoteasa satului, știu. Că aveau modelul de acolo. Da, bă, chiar așa?
Ce ar trebui să fac? Să duc o luptă eternă cu aceștia sau să mă reprofiliez? Deși încă, mie încă îmi place arta. Ce mă sfătuiți? Să faceți artă. Păi ce vă oprește să pictați un apus de soare, par exemplu? Sau știu eu, orice. Tot ce înseamnă slava lui Dumnezeu se cuprinde într-un ochi de copil, într-o lacrimă, până și pânza albă, până la urmă, e voia lui Dumnezeu să fie albă. Albul e alb, că Dumnezeu i-a îngăduit să fie alb. Și nu mai gândiți noi și ceilalți, că mi-e teamă că e aceeași oală în care toți suntem noi și ceilalți deopotrivă. Începeți în primul rând prin reglarea tirului. Nu există noi și ceilalți în artă. Este oameni cu talent și oameni fără talent. Dacă vă încadrați la cei cu talent, să știți că sunteți la o lată cu ceilalți, care din nefericire își folosesc prost talentul. Dar asta e problema lor. Dumneavoastră folosiți-l la lucrul cel mai important din viață. Revelarea lui Dumnezeu. Revelarea lui Dumnezeu. Nu trebuie să cânți într-o biserică pururea ode lui Dumnezeu ca vocea ta să dea slavă lui Dumnezeu pe o scenă internațională. Poți să-ți alegi aria care cuprinde cel mai bine calitatea vocii tale ca oamenii auzindu-ți vocea să spună mare dar de la Dumnezeu are femeia asta. Sau omul ăsta. Are domnul Pleșu, cel mult ispălat de băieții ăștia de la... Așa? Are o temă că, apropo de artă, că din nefericire arta românească a înțepenit la carul cu boi. Există un pășunism pe care îl confundăm uneori cu ortodoxia. Achtung. Se poate participa la o nuntă baptistă? În calitate de ce? A, o prietenă foarte bună de-a mea se căsătorește și m-a invitat și pe mine. Stați un pic și plecați. Să nu faceți ca studenții mei care s-au dus la o nuntă de-a unor tineri din altă sectă, dintr-o sectă, alta sectă decât... Și când s-au dus acolo, erau acolo în rugăciune și ăștia și-au scos berile, au început să bea, le-au tămâiat, le-au manifestat ortodox acolo. Să știți că nu știu ce să vă zic. Părerea mea este că ar fi bine să stați acasă să vă rugați. Și chiar la sfârșit, când iese din biserică, să-i duceți buchetul de flori, ca și cum ați fi acolo. Niște cunoștințe zic părți din Sfânta Liturghie în batjocură. Ce să fac ca să nu mai fac asta? Stați cu minți că e treaba lui Dumnezeu. O să-i vedeți într-o dimineață zâmbind strâmb. O prietenă de-a mea catolică vrea să treacă la islam. Ce să fac? Nu cred că în fața unei hotărâri de genul ăsta puteți dumneavoastră să faceți ceva, dar vă dau o soluție. Rugați-L pe Dumnezeu să facă ceva. În urmă cu câțiva ani erau studente la noi la Sibiu care se îndrăgostise lulea din indonezian. Are dreptate asta mie. Așa am făcut și eu când am auzit. Asta o tipă înaltă, blondă, frumoasă, ăla mic, negru și, cum să spune, nu spunea nimic. Omul era musulman. Asta era hotărâtă să treacă la islam. Și popo, ce te faci acum? N-am știut real ce să fac. M-a zis la Sfântul Nicolae și am zis, Sfinte Nicolae, tu care ești păstorul Turciei până în zilele noastre, fă tu o minune de a ta, dai așa. Ori bagă-i în bocanc, ori scoate-o din bocanc, ori fă-i ceva. Să știți, m-a rugat și m-a rugat cu tot sufletul meu, cu tot cugetul meu. M-am lipit de Sfântul Nicolae și am zis, tu faci minuni. Și să știți că a făcut-o. Ăla mic a uitat să-i spună lui asta mare că el mai avea una mică neagră și frumușică, tot islamist acasă. Și când asta a aterizat colo acasă să-i cunoască neamul ăsta, i-a prezentat și, și mama, mama, sora, soția, ce, soția fratelui, sorei, nu, soția, ea este Aișe. Vă dați seama ce greu e să lucrezi împotriva culturii invazive islamice câtă vreme tot stăm la Suleiman Magnificul? Da, da. În ultimul episod, Ștefan Lăcustă se târea să pupe tronul lui Suleiman Magnificul. Seamănă cu unii președinți de consilii județene și locale la câte un Suleiman de ăsta, de al nostru.
Nu știu dacă ați remarcat, dar fără voia lor, băieții de la Canal D, la un moment dat, e a doua oară, în două episoade diferite, când pe când se târa Ștefan Lăcustă către tronul lui Suleiman, au băgat reclama aia cu copilul care se târă prima dată, vinde căruciorul. Se mai târă odată, vinde antemergătorul. Se mai târă odată, vinde pătuțul. Așa și voievozii noștri, mulți dintre ei. Că să nu vă închipuiți că toți au fost ca Ștefan cel Mare și Sfânt. Stați cu minți. Au scos acum Humanitas, una dintre cărțile frumoase ale lui Radu Rosetti, în care vorbește despre, Părintele Zosim se cheamă cartea, dar are câteva nuvele acolo despre ortodoxia boierilor noștri din anii 1700-1800. Erau rupți din rai. Ca bătaia de grindină. Ei, în fața unei... Și gândiți-vă că Suleiman este un soft. Este un soft. Țineți minte după 11 septembrie când cu jucăricile alea băgate în bacă, întâmplători erau acolo. De fapt, vizau altceva, dar na, dacă s-au nimerit blocurile acolo, n-au mai ridicat avionul, era o problemă de greutate. Toate televiziunile ne-au vorbit despre islamul ca făcător de pace, cât de pașnici sunt, cât de... Or fi? La noi în Dobrogea, dar pe alte meleaguri nu-i văd bine. Frontul occidental a cedat. Franța este la pământ. Ei doar par socialiști, dar nu sunt socialiști. Culmea că singurul partid socialist din islam e ăla curd, care nu se împacă cu niciunii. Nu-i văd bine pe francezi. Dacă vor face un islamist socialist, o să fie greu tare. Da? Problema e mult mai amplă și vă rog eu mult, rugați-vă pentru colega aceea că, sigur, se va întoarce la ortodoxie, nici măcar la catolici. Aici, v-ați cunoscut pe Părintele Arsenie Boca? Nu. Spuneți-ne câteva lucruri despre cum să procedăm în educarea copiilor pentru a crește așa cum vrea Dumnezeu. Despre Părintele Arsenie o să se scrie cărți în continuare și sper că în curând să-i numim cu numele lui adevărat, că dacă e sfânt trebuie să-i zici pe nume, nu te poți ascunde la nesfârșit. Vine o vreme, sigur va veni și vremea asta. Cât despre creșterea copiilor, vă rog mult, nu-i forțați. Copiii nu sunt poligonul nostru de rateuri. Tot ce am ratat noi în viață, musai trebuie să facă ei. Stați cu minți. Lăsați copiii în pace. Și vă rog, eu nu le mai cereți carnetul de note. Terminați cu stresul. Când veți fi mari, cei care sunteți studenți acum, vă rog eu mult de tot, să vă aduceți aminte cât a reprezentat din munca voastră nota care ați luat-o în carnet. Fiți cu minți. Copiii se iubesc indiferent de nota din carnet. Copiii se iubesc în raport cu nota care o au în inima ta. E cineva care nu de 10 copilului? Nu cred. Nu cred. Și care nu dă, înseamnă că e un tată corigent sau o mamă corigentă. Deci iubiți-vă copiii de 10, e chiar dacă vă iubesc de mai puțin, că iau și alte preocupări. Acum îi semnalizează stânga, dreapta, sus, jos. Da? E dreptul lor. Nu fiți ce nu v-ați dori să fiți niciodată. Și apoi cu timpul să știți că din părinții copiilor dumneavoastră veți deveni copiii copiilor dumneavoastră. Vine o vreme când recopilărim. Tot ne arată ăștia în campanii că sunt părinții, bătrânii singuri. Unii da, alții sunt cu noi în sală și se bucură cu noi. Se încă nu sunt singuri. Bisericile sunt pline de bătrâni care refuză singurătatea. Fiți fermi și faceți-vă din copii cel mai de preț, nu? Luați-vă în brațe copiii ca pe strategice arme. N-aveți cum să duceți la Putna pe toți, dar măcar creați-le sentimentul Putna. Dați-le onorul care se cuvine și ei nu vă vor dezamăgi. Am fost într-o, nu odată, de câteva ori în colective de copii arestați, de copii care stăteau cu 5, 6, 7 ani, unii dintre ei, 4 ani, 2 ani. Știți că unii dintre ei intraseră acolo în mare majoritate datorită gafelor educaționale făcute de părinți, dramelor trăite în familie, datorită proastei educații, lipsei de iubire, ce vreți. Dar dacă i-am pus să scrie două cuvinte sfinte, n-au scris nici Dumnezeu, nici Maica Domnului. Au scris tata și mama. N-ar fi rău. Refuzați să vi se zică pe numele mic când sunteți mamă și tată. Iar sărut mâna e altceva decât ceau. Pa!
Cius. Părinte, mi se pare că lumea în care trăim le pregătește pe femei să fie angajate, nu mame soții. Și apoi devenind soție și mamă, femeia se simte frustrată. Eu așa mă simt. Și îmi pare rău că nu pot gândi sănătos și suferă și copiii din, și familia din cauza mea. O să îmbătrâniți. După scris n-ați depășit 30 de ani, așa. Pe la 45, de obicei, îți revii. Uneori prea târziu. Eram în Franța și povestind unei doamne care multă vreme a fost dirijoare la Alcatel, adică și una dintre șefele patronatului de la Air France, da? Deci să ne înțelegem bine cine era tanti. Era creștină practicantă și depășise norma stabilită anterior de cercetătorii britanici, avea 8 copii. Deci femeia asta a condus cele mai mari companii franceze la momentul respectiv pe piață și avea 8 copii. Știți ce îmi spunea după... Ea a trăit până la 87 de ani. Soțul ei a murit cu un an înainte, la 86. Știți ce îmi spunea? Ce, părinte, n-am niciun regret în viață. Ca să ne înțelegem, să înțelegeți situațiunea. În urma muncii sale, avea o căsuță așa, cât facultatea de teologie de la Sibiu, și cât fațada asta de la, facultatea de teologie de aici din Gura, cât e seminarul, cât are înalt preasfințitul casa, plus seminarul, nu putem zice fosta facultate. Da? Facultate. Da? Așa, o căsuță. Ghiciți unde? În spate la Notre Dame. Adică pe un braț al Senei. Nu vă spun că am văzut o bibliotecă de... eu care nu mă uit la cărți deloc și sunt așa despătimit de lectură, am făcut ochii mari și așa am rămas cu ei. Vreo 2 zile n-am putut dormi. E bine, doamna asta spunea că are un singur regret. Că a pierdut multe din clipele copiilor ei. Că a avut bani suficient să plătească bone, să plătească școală. Toți copiii au făcut școală emerită. Toți erau absolut geniali. Dar niciunul n-o suna. Ea-i suna pe toți. Ei nu. Când ai bonă, n-ai mamă. Dacă vreți, și știți, mai e o treabă, vă zic ca pățitul acum. Sub pământ nu-i luming. Dacă vreți să-i sunați, faceți-o acum. Mai încolo e greu tare. Crucea n-are nici disc, nici touch screen. Puteți cel mult să o sărutați cu convingerea că sărutul de pe cruce trece așa. De pe pământ... direct pe buzile celor pe care îi aveți sub cruce. Da? Pentru asta chiar îți trebuie credință. Eu vă recomand cu toată inima să îmbătrâniți mai repede. Să atingeți vârsta maturității și să înțelegeți lucrul pe care vi-l spun cu tot respectul. Uite, sunetul puștiului ăla de acolo face cu toată oligofrenia liderilor care cred că au ceva de zis. Bucuria lui de acolo e mai mare decât bucuria noastră întreagă. Fie că stă în brațele tatălui sau lângă mama lui, pentru el este singurul univers care contează. Eu să fiu prințesa unui univers ca acela al copiilor. Eu sunt prințul universului copiilor mei și sunt foarte fericit. Oricând, voi da orice fel de curs universitar și orice fel de conferință, și orice, nu liturgia, dar orice altceva voi da la schimb cu pupăcitul, cu fimea și cu fimiu, și cu plimbarea noastră de seară în fiecare seară. Nimic n-are echivalență. Dacă vă umilește asta, soluția nu-i la mine, că eu sunt îndrăgostit de copiii mei. Atunci, pe fondul lipsei de politicieni de calitate, de ce se mobilizează oamenii așa greu să strângă semnături pentru domnul Bip? Oare din scârbă preferăm să nu ne implicăm în politică? S-ar putea întâmpla și asta. Nu știu dacă ați remarcat, în perioada când măreața alianță, singura alianță europeană între stânga absolută și dreapta absolută se împotmolise pe mijloc, un american, expert în foarte multe chestiuni legate de politică, a scos o idee cât o mie. Ce, din nefericire în România, în 20 de ani s-au stricat 4 generații de votanți. Lumea refuză să mai facă parte din viața politică. Voi, refuzați toți. Dacă eu mâine vă zic, uite, aveți 6 luni să fiți primarul Clujului.
Ah, săracul domnul Bog, nu vreau să-l supăr acum. El n-a făcut nimic pentru Cluj. E un nemernic. Nici pentru România. Trebuia să așteptăm până în ultima clipă să ni se ia gâtul ca să fim liberi. E bine, eu nu cred că ați asuma-o. Nu e o fericire să conduci. Nu e o fericire să ai responsabilitate. Nu e o fericire asta. Și atunci privim politica ca un spațiu al nefericirii. Eu nu cred în oameni care candidează. Eu cred în principii care se țin sau nu se țin. Dacă omul care propune ceva nu ține, e altă problemă. Nu că aș avea ceva cu domnul Capsali, pe care eu însumi l-am trecut pe listă și îl susțin, decât reprezentantul mișcărilor neoprotestante care se infiltrează în România sub chipul Alianței Familiilor, să mă ierte Dumnezeu. Am mai avut o încercare de a ne dovedi niște români europeni când l-am votat pe bietul Richard von Brandt ca cel mai iubit dintre români. Mai era puțin. N-am nimic nici cu originea etnică, nici cu confesiunea din care face domnul Richard von Brandt. Dar e departe tare de Ștefan cel Mare. Departe tare, nu doar ca istorie. Departe tare, adică nu faptul că se adună mulțimile disipate într-o singură unitate și își permit. Știți că noi trăim drama asta, să credem că democrația înseamnă majoritatea voturilor. Nu, nu. Democrația nu înseamnă majoritate. Democrația înseamnă să știi să conduci mulțimile. Democratul nu ține cont de majoritatea neinformată, ci informează majoritatea ca să știe în ce direcție merg. Confuzia populismului ăsta de tot nivelul, am și spus că noi am putea să înființăm un partid populist român, pe cuvânt de n-am merge toți pe mâna lui. Măcar ar zice pe ei, îmi bat joc de voi, băi, am venit să vă fur. Nu l-ați votat pe ăla, măcar ai cinstit, domne. Am venit să-mi bat joc de justiție, am venit să bat jocoresc biserica. Gata, șeful, s-a făcut. Dar măcar la minte, cu rost. Cum să avem stimă de sine, dar să nu cădem în mândrie? Păi omul mântu nu are stimă de sine. Că nu se vede pe el. El e bolnav cu capul, săracul. El se vede pe sine cum ar putea fi. El e pur. Știți că avea părintele Ică bătrân vorba aia cât o mie. Că e definiția prostului. Ce prostul este ăla înțepenit în stare de proiect. Tu îi zici, băi, prostule, și el se uită în spate tot timpul. El nu are. El? Doamne ferește! Doamne ferește! Cum el. Mândria înseamnă să nu te vezi. Dar să știți că extrema cealaltă în care chiar crezi că tu le-ai făcut pe toate, nu e chiar simplă. Părinte, nu am citit Biblia încă, dar am citit Evanghelia prima dată și am avut impresia că am citit printre rânduri. A doua oară am citit Evanghelia foarte, foarte atent ca să prind tot conținutul. La urmă aceeași impresie. Acum le recitesc a treia oară, consecutiv, cu atenție. Și parcă tot printre rânduri citesc. Ce nu e bine? Unde greșesc? Păi acum Sfântul Ioan Gură de Aur citea toată Evanghelia de 4 ori pe săptămână câteodată și tot îi mai scăpa câte ceva. Succes! Spor la citit! Vă doresc putere și rezistență! E ca la de tartrat. Scriptura nu citim doar să o înțelegem, ci pentru a avea motivații să trăim. Părinții vor să fac facultate și să meargă bine în viață, să nu sufăr cum o fac ei, dragii de ei. Nu zic că nu fac, dimpotrivă. Dar va fi pentru bază, efectiv, aș vrea să merg pe artă, scris, muzică. Mă, oameni buni, stați să ne înțelegem bine. Vreți să faceți o școală sau vreți să faceți bani din ce faceți la școală? Că sunt convins că această instituție înaltă de cultură românească are mii de studenți care vor vinde la buticuri. Totuși, țara asta nu poate să înghită toți economiștii. I-a înghițit pe cei mai buni. Îi avem în frunte pe o parte dintre ei. Dacă faceți... Eu personal mi-am îndemnat copiii să facă ce simt ei. Fetița mea cântă la flaut. N-am trimis-o să facă nu știu ce realizări excepționale. Dacă îi place fetei să cânte, să-i zic nu cânta, Doamne iartă-mă! A, că n-a luat notă mare la istoria Angliei. Uai, a fost o dramă în casă. Vă dau, vă spun cinstit. Am stat în pocăință o lună. Cum să nu cunoști istoria celui mai democratic stat din Europa? Celor mai mari ospitalieri. Dar cum aș putea trăi fără, vai de mine, da? Ei care au apărat interesele Indiei întotdeauna și niște apărători ai Pakistanului.
Și niște oameni absolut remarcabili, Doamne, dar cum aș putea să nu citesc istoria lor? E dătătoare de ton. Doar sunt în biserica născută din curvie, singura așa numită biserică născută din curvia unui rege. S-a supărat ăla pe papă că nu l-a lăsat să fie curvar și și-a făcut biserică. Avem și noi. I-ați auzit pe ăștia acum din Moldova care și-a făcut biserica autonomă moldovlahă, tripop divorțați a treia oară. Și-a făcut biserică. Ți-e bine? Stai în biserică. Nu ți-e bine? Îți faci biserică. Nu, există o poveste în Micul Prinț acolo când se întâlnește Micul Prinț cu vulpișoarea. Și îl încântă pe puș ce zice vulpea. Acum vulpea în general te cam încântă așa când vorbește, cu ea roșcat așa și iute tare. Și au zis și zice, îl întreabă, dar unde știi tu ăstea? Că ai așa o viziune mai altfel decât ceilalți. Și ce eu văd cu ochii inimii. Deci dacă ochii inimii vă spun că a face artă și a scrie e ok, sigur că o să păresc aiurit la prima vedere. O să creadă lumea. Eu am cunoscut oameni care credeau că dacă fiul lor a intrat la artă sau la teatru, e dezmățat. Și am zis, doamne, veniți-vă în fire. Despre Radu Beligan poți să spui orice, dacă e dezmățat, nu. Dumnezeu să-l ție pe bătrânul. Rămâne un doge al Veneției teatrale, adică Leopoldina Bălănuță, poți să spui despre femeia că e dezmățată, te bate Dumnezeu. A, că am făcut un brand din dezbrăcatul actorilor, nu din îmbrăcatul lor. Asta e boală veche la români. Dar pentru cei care își respectă vocațiile, fie vorba între noi, care e diferența între vocația unui preot și vocația unui actor? Un actor îi reproșa odată unui preot. Știi, părinte, vine lumea la teatru mai mult ca la biserică. Noi nu credem ce zicem, dar o spunem ca și cum am crede. Iar voi, deși credeți ce zice, în ce ziceți, o spuneți ca și cum n-ați crede. Nu? Credeți că e ușor, de exemplu, pentru un băiat în care părinții au investit să facă științe exacte, să facă preoție? Vă înșelați amarnic. Nici preoția nu-i mai sus ca actoria în ochii multora. Și nu decât o artă liberală, așa. Și este o artă liberală. Teologia ca atare. Părinte, prietenul meu este ateu. Să fie adus și judecat. Să se ridice o spânzură tare. Și încearcă să mă facă și pe mine să renunț la credință. Acum chiar să fie adus și judecat. Refuză orice contact cu biserica. Nu este de acord cu cununia religioasă. Și botezul copiilor pe care nu îi va lăsa să participe la ora de religie. Ce mă sfătuiți? Piei drace! Piei! Piei! Pe bune! Dar vreau să vă spun că e mincinos. V-ați îndrăgostit de un mincinos. Deci, în primul rând, că n-aveți copii pe care să-i trimiteți la ora de religie. Și nici să-i botezați. Deci ăsta este foarte bun de politician. Să-i doriți succes. Vinde pielea ursului din pădure. El nu știe cât are la cămașă, la gât, că i-a luat-o tot mumă sa de 20 de ani. Dar el nu-și trimite copiii la botez. Dar el n-a văzut copil. N-a șters căcăliciu. N-a luat un pamper să-l pună la gunoi. Asta e toată drama. Câți deștepți de ăștia n-am văzut eu. Mamă, mamă. Dar vă sfătuiesc cu tot dragul din lume, dacă continuă să fie prost, lăsați-l, că nu-și vine în fire niciodată. Ateu e cel mai mic păcat al lui. Vă dau scris. La atei problema nu e ateism, ci încăpățânarea, autosuficiența, mediocritatea argumentelor. Vorbeau unii ieri, pe History Channel, domnul ăla cu Van, cum îl cheamă pe el, că ia să zic Van Damme, dar nu-l cheamă așa, despre marțienii cu credibilitate, adică domne zice că i-a văzut, a mâncat cu ei la masă, a băut o berică cu șeful marțienilor, că îmi spui mă, tale mie. Deci ăsta e semnul prostiei absolute. Să vorbești despre lucrurile care ți se par ție normale ca fiind adevăruri absolute. Ești dus cu vaca. Mă rog, mă iertați că vaca e element indus, să nu jignim religiile. Ești dus. Ești dus. A, fiți copii, serios. Domnișoară, vă doresc succes, dar nu-l bateți, vă spun eu. La ateu e ca la alcoolic. Îl luați și faceți, părinte, dar parcă nu era așa nebun înainte. Era. Dar era dumneavoastră un pic cu ploapele lipite. Nu-i rău să te îndrăgostești de nimeni, dar e cumplit să-ți revii din dragostea aia. Cum ziceau unii, nasol momentul. Mișto coliva, nasol momentul.
Da? Și fiți foarte atenți, copiii nu pot fi crescuți lângă oameni care nu cred în copii. Deci un om care nu-și botează copilul și-l ucide. Pentru că Hristos spune negru pe alb. Cel ce nu se naște din apă și din duh nu intră în împărăția cerurilor. Vreți să vă căsătoriți cu un om care nu dă doi bani pe copilul dumneavoastră? Eu m-aș abține. Cum să explic mamei că îmi caut calea singură, greșind? Încearcă să mi-o găsească ea, săraca. Prin ce-o fi trecut cu maică, să gândiți-vă bine. Și eu, luptându-mă cu toate, plus stresul din partea părinților, mă înrăiesc și pe cât să mă ridic, cad mai rău. Știu. O știu pe... Aș vrea să pot încet, încet schimba câte ceva. Ei îmi zic că vor ce e mai bine pentru mine și nu-i condamn. Dar nu știu ce să fac. Păi nu-i condamnați și încercați să vedeți dacă n-au dreptate. Ce-ar fi să aibă un pic de dreptate? Colo. În chestiile esențiale. Din nefericire suntem manipulabili de părinți. Câtă vreme mâncăm din mâna lor și li se pare că dându-ne banii de buzunar sunt stăpânii noștri, eu n-am avut neșansa unui tată stăpân sau unei mame stăpâne. Eu am avut șansa unui tată care mi-a dat libertate absolută. Inclusiv să fiu tâmpit. Din tâmpenia mea am învățat mai mult decât din toate deșteptăciunile din jurul meu. Ata e te. Vă doresc succes la descoperitul la timp al pragului de sus. Să nu treacă timpul. Părinții, sigur că nu vă urăsc. E încercarea lor de a vă echilibra. Stați un pic și ascultați. S-ar putea aici, Vanisa, aici, colo, în puncte esențiale, să aibă dreptate. Cum să-ți lași fata să se împrăștie? Te-o vezi frumoasă, cu minte așezată și umblă cu unul, când ridică brațul, se îndoaie țava de la autobuz. Dar fata nu vede. Fata îl vede numai pe el. Singurul. Vine doamna mama ei la mine și zice, părinte, ce să facem? Schimbăm autobuzul. Să n-avem victime. Și am zis, doamnă, pot să spun că orice ai face, fata dumitale, nu-l vede pe ăla decât cum îl vedea. Păi și ce să facem? Hai să-l educăm pe băiat. Și a fost suficient să-l invite de ori la mine, să-i spune, problema este că în timp ce vorbim, nu simt că miroase gura mea cât brațul tău. Ar fi momentul să încep să te comporți ca un om care este îndrăgostit și respectă iubirea celuilalt. Și uite ce-ți propun. Cămașa aia care o porți de 8 zile, încearcă să o dai la spălat, că avem o problemă. Altfel, băiatul genial, un matematician de mâna întâi, nimeni nu se îndoiește. Nu-ți dă nimeni dreptul când ești deștept să fii boem. Asta e o părere. A schimbat el cămașa, dar după aceea am zis, care e problema? Am înțeles că nu mănânci de prânz. Hai să mâncăm împreună la cantină. N-am timp. Băi, băiete, n-ai timp, mori. Hai! Omul făcuse tot felul de îmbârligări de stomac pe acolo. Mă, la un moment dat ăsta a devenit aproape digerabil. Numai că sub presiunea educației a renunțat la fată. Sigur că s-a supărat fata până când s-a întâlnit cu actualul lui soț. Da? Ceea ce părea capătul lumii, sfântul sfinților și frumosul frumoșilor. Doamne, m-am și gândit, fata asta, dacă rămâne sărcinată, trebuie să-și facă cruce zilnic când îl vede pe ăsta. Piei drace! N-am nimic cu omul, nu că era urât de la, n-am nici nimic, n-ai ce treabă. Băi, frate, dar era urât în vocația lui umană. Era, omul era sărit de pe toate fixurile. Și așa a rămas până în zilele noastre. Sigur, nu te poți băga ca duhovnic chiar în toate ciorbele astea, dar uneori chiar îți vine să-i bați. Deci, fetelor, pentru ochiuleți, oculin. La băieți, aghiazmă mare că e rău de tot. Că bărbatul e mai fragil decât femeia în relațiile astea. Toată lumea ne vorbesc despre femei, ce fragile sunt aiurea. Bărbații actuali sunt mult mai fragili decât femeile din generațiile anterioare cu mult, iar decât cele din generația lor vă dau scris că sunt foarte fragili. S-a creat femeia motociclist, care bârâie când nu vrea să audă. Dă cu roata pe loc, scoate fum. Și amărâtul face ea mănene, că n-are ce face. Deși e motocicleta lui, e casca lui, a pus el benzină, dar nu contează. Știți că exista un psiholog celebru în Italia care spunea, voi da un sac de bani primei femei mulțumite. A murit și sacul a rămas acolo. Iar pe de altă parte, un test din ăsta național în care s-a pus problema în diferite sate din țară.
ce e de făcut, zice, primarul i-a chemat pe oameni și le-a zis, uite, în camera asta să intre bărbații care sunt mânați de femei, care sunt capul în care femeia e capul familiei și în cealaltă bărbații care sunt ei capul familiei. Gata. Se deasă ăștia toți în aia unde femeia e capul familiei și rămâne unul singur în cealaltă. Primarul entuziat, domne, bravo, te felicit, domne. Cum, dumneata ești capul familiei? Zic, nu, m-am pis nevastă-mea aici. Nu dați din palme, că nu-i de aplaudă. Deci, vă rog eu frumos pe domnișoare, țineți cont de fragilitatea băieților. Nu-i luați în serios, că nu sunt chiar așa de mătură cum par. Sunt chiar de treabă. Mă v-ați obișnuit să aveți prea multe postere prin cameră și de aici vi se trage. Chiar nu pot fi toți, nu știu, Bruce Willis e trecut, că nu știu. Van Damme, ăsta. Mântuitorul a fost botezat la 30 de ani. Noi nu ar trebui să fim botezați la aceeași vârstă? Nu. 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 De unde știți că n-au fost 29 de ani și 6 luni sau 31 de ani cu 4? Că încă ne mai chinim dacă era noastră sau era cealaltă anul în care trăim. Acea venit Hristos să facă cu noi matematică baptismală? Mi-au zis unici că nu ar trebui botezați copiii că ei n-au conștiință. De parcă nu poți să fii sectar și să n-ai conștiință. Să te crezi numai pe tine sfânt. Eu și întreb pe ăștia, bă, dacă voi toți sunteți așa sfinți, ce vă mai botezați? Că voi vă mântuiți așa, obiectiv, urcați la o sectă acolo și gata, v-ați mântuit. Ce vă mai trebuie botez? Stați, bă, acasă, bă, mai pierdeți apa statului. Aici, la Cluj-Napoca, am văzut primul fenomen de botez în masă la niște frați sectari acolo, într-un bazinet. N-au fost atenți ce se întâmplă cu rochile albe ale domnișoarelor care intraseră în bazin. Și din spectacol imnografic a devenit pornografic. Dar pentru mine a fost o lecție foarte bună. În vremea încă mă mai gândeam în ce direcție să iau. Și aia m-a lămurit. Noi botezăm copiii de mici pentru că ei nu rostesc crezul lor, ci crezul nostru. Noi suntem o biserică. Noi rostim crezul bisericii noastre. Noi credem toți în același conținut, chiar dacă avem nuanțe personale. Hristos Domnul este ultimativ în două chestiuni. Cel ce nu se naște din apă și din Duh nu intră în împărăția cerurilor. Cel ce nu mănâncă trupul meu și nu bea sângele meu nu intră în împărăția cerurilor. Dacă aceste două lucruri nu sunt respectate, nu există mântuire. Cu toată părerea de rău. Eu le spun, parcă n-ați avea băi aceeași Evanghelie cu noi. Unii spun creștini după Evanghelia. Ce nu sunt? După mersul trenurilor? După cartea de bucate? Unii spun că sunt adventiști. De acord, dar ce noi nu credem în a doua venire? Unii spun că sunt penticostali. Dar ce noi nu credem în pogorârea Duhului Sfânt? Cine le-a permis să ne jignească dacă nu ne cunosc? Venind odată cu trenul către Sibiu, era o doamnă care s-a prins că spopă că umblând eu în costum tot timpul și a început cu voce tare să explice celor din vagon în speranța că eu voi riposta. Dragă, nu poți să dai mâncare pentru sufletul morților, că morții nu mai mănâncă. De acord cu ea. Dar nu știu unde am scris noi că morții mănâncă. Le-a zis-o pastorul lor, să fie sănătos, să-i dea Dumnezeu mâncare și pe lumea elaltă. Măi, și-a ținut-o asta cu teoria mâncatului morților, de venea să zic, băi, tanti, e vorba de morții mei sau de morții matale? Că acum confundăm morții și nu e bine. Și am tăcut, închipuiți-vă, eu. Am înghițit-o 30 de kilometri, 450. Dar la sfârșit nu m-a răbdat inima să nu spun, tanti, habar n-ai nimic despre noi. Habar n-ai nimic despre noi. Matale, te uiți la filme sectare, îndreptate împotriva ortodoxilor. Hai să vezi ce facem. Și după aceea comentează-ne. Și mai mult decât atât. I-a spus să știi că e posibil ca morții noștri să mai mănânce câte o supiță așa din când în când.
Da, să știi că femeie nădrage în Scriptură chiar n-am văzut. Achtung. Aproape s-o burzulit acolo, s-o marcat. Vreau să fiți fermi și să înțelegeți că... ce e? De? Etichetă. Am o prietenă care e ortodoxă de etichetă. Ce să mă fac cu ea? S-o purtați cu mândrie. Uite, pe prietena aia care e ortodoxă de etichetă, dați-mi o mie. Că și eu sunt un popă de etichetă. Toți suntem cu câte o etichetă pe noi, stați liniștiți. Când nu ne opunem noi, ne opun alții. Lasă fata în pace, că o să-i sară eticheta și doar rămâne conținutul. Din nefericire, toată România este o țară cu oameni cu etichete. Una mai strălucitoare decât alta. Dar nu-i cazul să-i judecăm noi pentru asta. Mai era o întrebare, ce părere am eu despre domnul Crin Antonescu? Eu n-am păreri despre oameni pe care, a căror activitate nu o văd, nu o aprofundez și nu reprezintă pe mine, pentru mine, un termen ultimativ pe viață și pe moarte. Sunt bucuros, în schimb, că pentru câteva ore și-a răcăpătat luciditatea de la catedră și-a reușit să pună la punct un corigent. Asta pot să recunosc, așa e. Asta recunosc că mi-o tihnit și mie, Dumnezeu să mă ierte, îmi cer iertare, dar mi-o tihnit la un moment dat că omul a avut un moment... Dar după aceea se intre repede. Politica are așa o memorie scurtă, cam cât coada de la furnică, știți? De aceea vă recomand să stingeți televizoarele și să vă rugați. E vreme de rugăciune. Lăsați talk show-urile, că mai bine facem noi un talk show cu Hristos, la sfârșit de tot acolo. Închipuiți-vă ce fain o să fie. Talk show cu Jesus Christ în rai. Și stăm acolo de povești o eternitate. El ne spune, noi îl ascultăm, noi îi spunem că îl iubim, că ne bucurăm unii de alții. Nu este un talk show fain? Și acolo nu există telecomandă, nu se stinge lumina, lumina e veșnică, mâncarea e din destul, dulceața aerului și toată frumusețea raiului e împreună cu noi. Sigur că vor fi acolo oameni care o să ne surprindă că sunt acolo, asta e clar. Iar cei care nu sunt o să ne surprindă că nu sunt acolo. Dar e bine să țineți minte că întotdeauna de partea lui Hristos nu poți pierde. De partea lui Hristos nu poți pierde. Ce-am mai pățit? Părinte, iertați-mi ignoranța, dar totuși, de ce facem pomană pentru cei adormiți? Vă spun eu, pentru că în jurul nostru sunt oameni vii care au nevoie să-și dovedească că trăiesc. Pot să vă aduc zeci de argumente din Scriptură, nu e cazul. Vă dau unul de fiziologie modernă. Când un bolnav se ridică din pat, cum se vede că e sănătos? Când mănâncă, nu? După ce te întâlnești cu moartea, nu rămâi sănătos, fie vorba între noi. Noi mergem și mâncăm imediat după înmormântare ca să arătăm că noi mergem mai departe. A mânca e un semn că mergem mai departe. Asta în ce privește psihologia pomenei acestea. În ce privește teologia pomenei, haideți să vă spun. Poate cel mai de preț dintre darurile pe care ni-l oferă moartea celor apropiați este faptul că noi credem că ei nu sunt morți. Și atunci, în numele lor, continuăm să facem lucrurile pe care bănuim noi, nădăjduim noi că le-ar place să le facă. Sigur că nu cred că celor morți le plac bancheturile. Nu cred că de dragul morților trebuie să sărăcim familiile. Chiar nu cred că trebuie un hotel de 5 stele doar pentru că tu ai câștigat mai bine și părinții tăi oricum au murit săraci, că ai plecat de acasă de mult. De aceea vă rog frumos să faceți pomană din timpul vieții. Încercați să faceți milostenie din timpul vieții. Nimic nu se adaugă după moarte decât rugăciunea bisericii. Și în ultimul rând, există un gest în Vechiul Testament, în Cartea Macabeilor, când călcând pe bec ostașii evrei, își bagă în trusa lor militară niște amulete mici, așa, niște idoli, și pierd bătălia. Erau foarte mulți. Și pierd bătălia.
Și supărat, mai marele lor îl întreabă pe Dumnezeu: Doamne, dar unde am greșit eu sau neamul meu sau soldații mei? Zice, păi ei, că acolo aveau niște amulete, niște idoli. Și ce pot face pentru ei? Și atunci apare următoarea imagine. Eu doar vă descriu. Ce cheamă preoții, plătește-le câte un galben de aur, dă-le un colac de pâine și vin pe care să-l ridice cântând lui Dumnezeu slavă. Nu știu dacă voi cunoscut gestul. Da? Dansul cu colacul. Da? Dar e un gest cunoscut, are fundament scripturistic. Și mai e o treabă pe care vreau să o rețineți. Există o intimitate teribilă între Hristos și cei care pleacă dintre noi. Să mă iertați că vă întreb. Înainte de a muri, Hristos îi îmbie pe ucenicii săi să mănânce pâine și vin, știind că e trupul și sângele său. Aceasta să o faceți într-o pomenirea mea. E vreunul dintre voi, cărora părinții sau bunicii, să nu vă fi spus care e mâncarea lor preferată, pe care când vreți să faceți pomană, să o dăruiți celor care au nevoie de ea? Nu cred. Tuturor ne-au spus bunicii, părinții, apropiații: băi, eu dacă mor, mie mi-a plăcut foarte mult kremfnitul, cafeaua, cartofii prăjiți, compotul, orice vreți, aduceți-vă aminte și veți vedea că toți aveți câte un produs pe care l-ați lăsat moștenire celorlalți. Sigur că astea sunt lucruri care nu contează pentru un om care se reduce la doar la lectura Scripturii. Dar unul din înaintașii sectarilor de astăzi, domnul Martin Luther, băiețelul cu berica și cu fetițele, la un moment dat spune un lucru fundamental. Fundamental. Mă tem de omul unei singure cărți. O părere despre tatuaje. Wow! Lăsați-le cât mai acoperite. Vă rog frumos, cei care le aveți. Cei care nu le aveți, nu insistați să le faceți. Iar cei care le aveți, vreau să vă văd ochii când fetița voastră de 16 ani, când dumneavoastră veți fi ceva mai mare, o să vă vadă tatuajul. Și o să zică: mamă, ce e aia? Aia, nimic. O amintire din copilărie, din tinerețe. Aveam eu un nene la bloc, Dumnezeu să-l odihnească, pe antebraț avea scris mare: Fănica, te iubesc, până aici. Și eu întrebam pe mama, pe tanti Mărioara, o cheau Mărioara, o cheau și Fănica? Nu! El tatuajul nu l-a putut șterge, dar pe Fănica n-a luat-o. Adică... ce putem răspunde cuiva care crede în existența extraterestrilor în urma unui traumatism, accident, caută răspunsuri în numerologie? Ah. Deci vreau să vă spun că cu astfel de oameni luați-i de mână și mergeți la un duhovnic iscusit. Dacă nu vor să meargă la duhovnic iscusit, rugați-vă pentru ei. Rugați-vă, neîncetat rugați-vă. Nu căutați răspunsuri. Răspunsul pentru astfel de situații nu e la noi. Răspunsul pentru astfel de situații nu e la noi. Înainte de a încheia... Da. Faptul că am încheiat această conferință de un sfert de oră trebuie să vă bucure. Aș vrea să vă spun ceva. Poate că pare tonul exagerat un pic la adresa purtătorilor de mitră în numele sinodului rusesc pe teritoriul Moldovei. Nu neg că uneori sunt extrem de acid și de al dracului, fără voie sau cu voie. Vreau să vă spun un singur lucru. Independența poporului meu este inalienabilă. Nu poate fi subjugată de niciun fel de ideologie și de niciun fel de interes, fie el interes bisericesc. În Chișinău, la un moment dat, am participat la o conferință și în aceeași conferință erau preoți care slujeau sub un mitropolit și alții care slujeau sub alt mitropolit, care mi-au fost studenți și unii și alții, care îmi sunt prieteni și unii și alții și pe care îi iubesc în mod egal și pe unii și pe alții. N-am nimic cu cei care slujesc lui Dumnezeu. Unul dintre ei mi-a trimis cea mai frumoasă scrisoare de după o conferință, scriindu-mi: părintele ne-a vindecat de frică și ne-a redat zâmbetul. I-am văzut cum se priveau la începutul conferinței. Îi știu cu câtă dramă trăiesc unii altora dramele.
Pentru foarte mulți dintre ei sunt duhovnic și cunosc din miezul problemei, dincolo de etichete și apanaje, sufletul lor. Refuz ca preot ortodox român să cred că adevărul stă numai sub o mitră. Refuz să cred că neamul meu, eliberat de câteva ori de sub jug sovietic, este obligat să în continuare să preamărească sovietele, fie ele și bisericești. Cu tot respectul pentru mitropolitul Vladimir, singurul om întreg la cap din foarte mulți bătuți în cap din zonă. Dar în aceeași vreme, cu tot respectul pentru părintele protopop Petru Buburuz, singurul Napoleon român care i-a bătut pe ruși indiferent de vreme. Dacă nu suntem atenți la lucrurile din jurul nostru, este bine să fim atenți măcar la lucrurile din noi. Poporul moldovean nu este în afara poporului român. Nu pot admite ca preot ortodox român că fac parte dintr-o biserică paralelă de altă limbă decât limba ce li se cuvine și de altă cultură decât cea li se cuvine. Eu cred că nimeni n-are dreptul să se comporte ca Soliman Pașa, să treacă peste prut, ucigând oameni oricând vrea el. Fie trupește, fie sufletește. De aceea am poziția aceasta și mi-o susțin cu prețul de a nu mai călca niciodată la Chișinău, dacă e nevoie, deși nu cred. Tot respectul pentru ceea ce face biserica de acolo, sub autonomie sau în relație cu Patriarhia Română. Nu pot să înțeleg niciodată, sub nicio formă, de ce în continuare trebuie să înclinăm steagul înaintea unor barbarizări ale Evangheliei, doar pentru că așa ni se pare corect. Nu! Dacă eu, ca preot ortodox român, m-aș duce în Ungaria să le spun ungurilor că numai în limba română se pot mântui și că numai de la București poate veni izbăvirea lor, deși cred că chiar de acolo le vine, m-ar lua toată lumea de membru jobbik. Fie vorba între noi. Nu admit niciodată și sub nicio formă, n-am dreptul să admit ca teolog extremele împotriva poporului meu. Împotriva niciunui alt popor, cu atât mai mult împotriva poporului meu. Revin și vă spun, tot respectul pentru mitropolitul Vladimir, tot respectul pentru mitropolitul Petru, tot respectul pentru preoții ortodoxi români și moldoveni, dacă vreți, deși mi se pare așa român ardelean și român moldovean, sunt nuanțe ale românismului, nu sunt românisme ale nuanțelor, dar nu cred că e cazul niciodată și sub nicio formă ca cineva să atenteze la independența de stat și bisericească a unui popor doar pentru că e mai mare și doarme pe urși mai mari decât urșii care avem noi. În Ucraina, străbătându-o, am văzut drama și mai gravă. Și mai gravă, și mai dureroasă, și mai umilitoare. Sper că Dumnezeu ne va ajuta să înțelegem că trebuie să ne rugăm unii pentru alții, înainte de orice. Am să vă rog frumos zilele acestea, cum v-am rugat să vă rugați pentru mass media, să vă rugați și pentru cei care strică liniștea popoarelor din jur. Să nu uitați, între al doilea război mondial și anul 2014 sunt mai puțini ani decât par la prima vedere. Numărați bine, sunt puțini. Am purtat cu mine din editări și reeditări o parte, creștinismul de vacanță, asta e boala de la Clujeni mi se trage, apoi Să ne rugăm 8 zile cu Părintele Arsenie Boca și o altă carte publicată, atât sunt de rău cu moldovenii și cu rușii de acolo și cu toți, cartea aceasta e publicată la Chișinău, da? De dragul alor noștri. Indiferent. Duminicii în dar sunt predici și gânduri duhovnicești, iar prietenii mei de la editura Mackie Media mi-au făcut surpriza să văd o carte scrisă de Dan Lionte Malu și de Leon Magdan, pe care ați văzut finaliști la România au talent. Leon nu are talent numai la România au talent, el are talent și la desen și la scrisul textului, este o muncă întreagă, fapte minunate din viețile sfinților în bandă desenată, Sfântul Apostol Andrei, Sfântul Macarie Egipteanu și Sfântul Ierarh Spiridon. Alternativă la zgomotul de la desene animat, unde spioancele și Kitty Cat neapărat trebuie să fie rozuli ca să placă. Și apoi o altă, asta e o agendă, e trept că târziu, a apărut un pic târziu, dar
Poate dacă citeam mai bine aici, era mai cu minte în seara asta. Române să fii bun, scrie. Agenda românului. E cu toate sărbătorile trecute în ea și pe diferite alte perimete de genul acesta ale cercetării pe vieții duhovnicești de zi cu zi. Vă las să mergeți acasă. Știu că am obosit. Ați obosit. Vă rog să vă rugați pentru că mâine suntem la Arad și acolo este iarăși o conferință extrem de importantă. Și vă rog să nu socotiți că vrim prea rar. Da? Nu mă mai certați, că fac ce pot. Când noi mai puteau, îi veni mai des. Mulțumim, părinte. Joia viitoare, părintele Pico Ocoleanu de la Craiova. Sâmbătă, cei ce vreți, seara la Biserica Studenților, domnul profesor Daniel Hinșau, doctor chirurg, șef de spital, profesor la seminarul Sfântul Vladimir din New York, ortodox acum, fost protestant, o să vorbească de la ora 8 la Biserica Studenților. Vine se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu. Cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăbită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecii. Amin. Doamne iluiește, Părinte binecuvântați. Cu noi este Dumnezeu cu al Său har și cu al Său iubire de oameni totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Hristos a înviat. Amin.